Fraților, e timpul să vorbim astăzi din nou despre ce se întâmplă la o aruncătură de băzi de noi la frații noștri de peste Prut. Lucrurile rămân complicate pe acolo, mai ales că rușii continuă să amenințe Republica Moldova, inclusiv cu răsturnarea regimului pro-european de la Chișinău. Așa că are sens să mai dăm încă o tură prin istoria recentă a Moldovei și a luptei sale pentru o independență reală de Moscova. Mai ales că o Moldovă blocată în trecut și ținută prizonieră simbolic de ruși nu e ceva abstract, ci are efecte concrete asupra vieții a milioane de oameni, sute de mii dintre ei fiind chiar cetățeni români. Știu că am spus că vor fi două clipuri despre Moldova, dar știți vorba aceea a neamțului, niciodată două fără a treia. Așa că am o veste bună și una proastă. Vestea bună e, după cum bănuiți, că ceea ce priviți e continuarea poveștii despre Republica Moldova, începută în decembrie. Mai exact, reluăm povestea din anul 2009, momentul în care lucrurile se resetează în Moldova. Comuniștii sunt în sfârșit îndepărtați de la putere după așa-numita revoluție Twitter și pare că forțele bune, pro- europene sunt gata să ducă Moldova pe calea cea bună, după aproape două decenii de eșecuri de după proclamarea independenței. Vestea proastă e că povestea din Moldova e așa de complicată încât e nevoie să facem o trilogie pentru a descrie tot hățișul de personaje, interese, fapte și infracțiuni care au dus țara pe un drum complet greșit. Clipul de astăzi se va ocupa de oligarhii care au capturat statul moldovean și i-au extras din resurse în perioada 2009 2019. De multe ori ei au cerut sprijinul vesticilor, inclusiv legat de tolerarea actelor de corupție, folosind pericolul revenirii forțelor proruse din Moldova la putere, ca pe un fel de scut de protecție. Al treilea clip, ce va apărea în câteva săptămâni, se va ocupa de cozile de topor rusești propriu zise din acest moment. E vorba de politicieni care își asumă pe fața afilierea la politicile și ideile Moscovei, luând la figurat lumina de la răsărit, care au apărut după ce comuniștii și-au pierdut din farmec, putere și din capital electoral în ultimii 10 ani. Clipul de astăzi este însă despre politicienii oligarhi care au dominat Moldova pentru un deceniu după înlăturarea comuniștilor din 2009. Ei n-au fost asumat proruși, dar, de fapt, vom vedea că retorica lor pro-europeană a fost de multe ori goală de conținut. Mai mult, ei au promovat mai degrabă propriile interese de afaceri, de multe ori dincolo de lege, și au blocat multe reforme care ar fi putut aduce progres în Moldova și o desprindere mai rapidă de influența rușilor. Nu va fi totul negru în poveste. E totuși perioada în care Moldova merge cumva înspre Europa. Ba chiar se semnează un acord de asociere cu UE și dispar vizele pentru mersul în Occident pentru moldoveni. În același timp se fură un miliard de euro din băncile moldovenești, cam 10% din PIB-ul țării, și se spală zeci de miliarde de euro veniți dinspre Rusia către firme offshore din paradisuri fiscale tot cu acceptul și sprijinul elitei politice, economice și juridice din Moldova. Capturarea statului de către oligarhi blochează apoi integrarea europeană pentru următorii ani, Moldova rămânând în continuare într-un purgatoriu economic și geopolitic nesustenabil. Clipul ăsta este deci despre cum sensul și aspirațiile protestelor publice din 2009, care doreau o Moldovă îndreptată spre vest, necoruptă și ceva mai dezvoltată, au fost deturnate de bandiții aflați la putere în acest deceniu și despre cum practic moldovenii au ratat încă o oportunitate de a se desprinde de greaua moștenire sovietică. Vor fi trei capitole, vorba lui Adi Despot. Atât a ieșit lucrând cu materialul clientului, adică politica din Moldova. Personajele cheie vor fi Vlad Filat prim-ministru între 2009 și 2013 și oligarhul Vladimir Plahotniuc, cel care a controlat politica, justiția și media din Moldova la mijlocul anilor 2010. Așa cum Liviu Dragnea sau Donald Trump doar visau să o facă în țările lor. Sunt trei părți pentru că în poveste mai intră și pitorescul Veaceslav Platon, un haiduc pe invers al vremurilor moderne din fostul spațiu sovietic, care a fost și el temporar politician pe meleagurile moldovenești. El e inclus pentru că a avut un rol cheie în câteva din cele mai celebre scheme financiare care au furat banii moldovenilor și au creat reputația de junglă financiară a Moldovei din acea perioadă. Vom vedea cum interacționează acești trei indivizi în acești ani în care ei dețin controlul asupra puterii politice și economice din Moldova, uneori colaborând pentru diverse combinații economice și politice, Alteori transformând țara și instituțiile ei în instrumente prin care se reglează conturi și se plătesc polițe. Din nou, nu putem începe povestea fără a mulțumi celor de la Veridica și lui Marian Voicu. Fără ei și sprijinul lor, acest tip de materiale ar fi imposibil de făcut. Vă recomandăm încă o dată site-ul Veridica, unde puteți găsi ceva ajutor pentru a vă ghida în lumea asta plină de fake news, inclusiv despre Republica Moldova. Am pus un link în descriere și pinned comment. Să-i dăm deci drumul, începând cu primul om de pe listă, Vlad Filat. Vlad Filat, prim-ministru învins de Plahotniuk. Primul lider al noii Moldove, apărute după ce comuniștii au fost în sfârșit scoși de la putere, a fost Vladimir Filat, unul dintre șefii noii coaliții de partide pro-europene care au apărut la Chișinău în anul 2009. Era dintr-o generație nouă, mai tânără și cu suflu ceva mai proaspăt decât cele care conduseseră Moldova până atunci mult mai impregnați de experiența sovietică. Deși era extrem de tânăr la acel moment, Filat nu venea precum Afrodita din spuma mării, ba chiar din potrivă, avea deja în 2009 un istoric destul de tumultuos la activ, care însă n-a contat prea tare la acel moment în care lumea era cuprinsă de entuziasmul dat de valul reformist produs de eliminarea comuniștilor după 8 ani la putere. E relevant însă să vedem care era istoricul lui Filat, pentru a înțelege cum va acționa ulterior. El își începuse cariera de politician și om de afaceri, că astea merg de multe ori mână în mână în Moldova, de după 2009, încă de la mijlocul anilor 90. A fost propulsat în politica mare de Dumitru Diacov, liderul Partidului Democrat din Moldova, al cărui membru a fost ceva vreme, și de președintele moldovean Petru Lucinski. Așa a ajuns șef peste un departament cheie de la finalul anilor 90, cel al privatizării activelor de stat. La fel ca în România, experiența respectivă a fost plină de controverse. Unul dintre cazurile cele mai pline de întrebări în care a fost implicat Filat a fost cel al vânzării în iunie 1998 a șase avioane Tupolev-154 de o comisie pe care a prezidat-o la prețul de 1,1 milioane de dolari, considerat mult subevaluat. Tranzacția a fost una care a păgubit practic statul moldovean. Avioanele au ajuns la o firmă rusească prin negociere directă. Liderii de atunci nu doar că nu au considerat că ar fi fost vreo problemă cu acțiunile lui Filat, dar el a fost promovat ajungând să fie ministru de stat în cabinetul Sturza în 1999. Un fel de secretar general al guvernului care coordona activitatea acestuia. Nici măcar nu era asta problema cea mai mare. Partea mai dubioasă era că Filat, care absolvise facultatea în România, începuse o serie de afaceri pe acolo în anii 90, creând o companie numită Romold Trading, cu sediul la Iași, și nu le abandonase atunci când s-a băgat în politică. Mai mult, el semna un contract cu compania de stat din Moldova, Tutun S.A., pentru a distribui țigările produse în Republica Moldova de firma de stat în România. Din nou, capitalismul din Moldova anilor 90 părea destul de sălbatic, iar noțiunea de conflict de interese părea să-i fie străină lui Filat. Nu avea vreun stres că era și demnitar al statului, dar și om de afaceri implicat în business-uri cu companii de stat, deși asta contravenea legislației moldovenești. Presa din Moldova și România acelor vremuri a relatat și că Filat ar fi fost implicat într-o serie de dosare penale create în România pentru contrabandă cu țigări și evaziune fiscală. Ziarele acuzau că Filat ar fi profitat de relațiile cu autoritățile de la Chișinău pentru a face afacerea sa de export de țigări în România să înflorească, adăugând că o parte dintre livrări ar fi fost de țigări cu timbre expirate. Deși Filat nega acuzațiile legate de contrabandă, aparent fusese organizat chiar și un flagrant de către autoritățile române, care găsiseră patru tiruri cu aproape 2 milioane de pachete de țigări moldovenești de contrabandă ale firmei conduse de Filat. Procurorii români spuneau că Filat și asociații săi ar fi corupt și o serie de autorități din România pentru a realiza acest trafic de țigări. Dosarul nu a dus însă la condamnări penale pentru Filat, care și-a văzut în continuare de afaceri. Filat a luat o scurtă pauză apoi de la implicarea activă în politică, dar a rămas membru al Partidului Democrat, PD. A revenit apoi în Parlament pentru prima oară în 2005, ales pe listele PD, unde devenise deja un membru marcant. Filat a simțit însă bine momentul politic în care electoratul, sătul de comuniști și politicieni vechi, dorea formațiuni și lideri noi și a creat un nou partid în 2007, Partidul Liberal Democrat din Moldova. Adică PLDM pe care îl va conduce până când va ieși din politica moldovenească. Filat motiva de altfel plecarea de la PD spunând că era un conflict între generații și că reformele sale nu fuseseră susținute. Unii critici atrăgeau atenția că totuși Filat are o experiență lungă de politician și că numai departe de 2005 alături de restul deputaților PD îl votase pe comunistul Voronin pentru poziția de președinte. N-a contat prea tare acest lucru, mai ales că PLDM a preluat o parte din cadrele și votanții lui PPCD, condus de Iurie Roșca, dezamăgiți de cooperarea acestuia cu comuniștii. Partidul lui Filat a luat 12% din voturi și 15 mandate de deputați la alegerile din aprilie 2009, semn că strategia acestuia fusese una de succes. Comuniștii care manevraseră lucrurile în așa fel încât să-și maximizeze șansele la alegerile parlamentare, mărind pragul electoral la 6% și interzicând participarea alianțelor de partide la alegeri, au câștigat și aceste alegeri destul de confortabil. Aveau 60 de locuri în Parlament din 101. Opoziția, formată din trei partide, inclusiv PLDM-ul lui Filat, avea împreună doar 41 de mandate. În plus, comuniștii controlau și o mare parte din mass media, fapt ce le-a permis să aibă un avantaj și din perspectiva asta. Toate astea, plus exasperarea unei mari părți a tineretului din Moldova de la acel moment, care favoriza mai degrabă partidele de opoziție, ce doreau relații mai bune cu vestul, în timp ce comuniștii trăgeau în continuare către est, a dus la proteste masive de stradă în Chișinău în zilele de după alegeri. Au fost zeci de mii de oameni în stradă, sute de arestări și, din păcate, și doi morți. Mai mult, protestele au luat o turnură violentă, sediile Parlamentului și Președinției fiind devastate de protestatari. Voronin și ai săi au acuzat România de sprijinirea protestelor, pe care le-au catalogat ca fiind unele cu caracter fascist, semn că suntem popoare înfrățite. Nici moldovenii n-au reușit să stabilească adevărul juridic legat de cele întâmplate atunci, iar cei responsabili pentru decizia de a reprima protestul se plimbă liberi în continuare prin Moldova. Revenind la povestea noastră, Filat și ceilalți lideri ai opoziției au participat și ei la proteste și le-au încurajat, dar s-au dezis de violențele asociate cu ocuparea sediilor instituțiilor de stat. Regimul comunist a rămas la putere în ciuda protestelor. Zinaida Greceanăi a fost aleasă din nou de parlament prim-ministru, dar problema comuniștilor era cu alegerea președintelui. Cum Voronin nu mai putea avea încă un mandat, el trebuia să desemneze un succesor. A ales-o pe Greceanăi, în detrimentul lui Marian Lupu, un alt lider comunist care și-ar fi dorit poziția respectivă. El fusese președintele Parlamentului între martie 2005 și mai 2009. Supărat că n-a fost ales de Voronin drept succesorul său, Lupu a plecat în iunie 2009 din rândul comuniștilor, mergând la unul dintre partidele de opoziție, Partidul Democrat, de unde plecase Filat, unde a devenit președinte. Ironia istoriei face ca Partidul Comunist și Voronin să aibă doar 60 de voturi în Parlament după alegerile din aprilie 2009, cu toate manipulările regulilor electorale și folosirea presei pentru a mări capitalul electoral al acestora. De ce zic ironie? Atunci când se modificase legislația electorală în anul 2000 și Parlamentul decisese că el va alege președintele, nu poporul, comuniștii, în frunte cu Voronin, insistaseră pe stabilirea unui prag de 61 de voturi necesare pentru a alege un nou președinte. Asta pentru că atunci aveau practic o minoritate de blocaj în Parlament, de doar 40 de deputați. Decizia de atunci a venit ca un bumerang peste 9 ani fix în moaca comuniștilor, cărora le lipsea un vot pentru a alege președintele. Oricât au încercat ei să găsească acel vot de aur printre cei 41 de deputații ai opoziției, n-au reușit să o facă. Cum comuniștii n-au reușit să aleagă un președinte în Parlament, după trei luni acesta s-a dizolvat și a urmat un nou rând de alegeri. Mini-revoluția din aprilie 2009 nu-i dăduse jos pe comuniști imediat, dar trendul era clar în defavoarea lor. La alegerile următoare pentru Parlament, din iulie 2009, au intrat în Parlament patru partide de opoziție, pe lângă cele trei din aprilie, ajungând în Parlament și Partidul Democrat, condus de ex-comunistul Lupu, care a rupt o parte din electoratul comunist. Asta i-a dus pe comuniști sub pragul critic de 51 de voturi în Parlament, unul pe care nu-l vor mai atinge de altfel niciodată. Ei rămâneau totuși cel mai mare partid din Parlament, cu 48 de mandate. Așa intra în scenă o nouă putere la Chișinău, unde se forma Alianța pentru Integrare Europeană, AIE. Va trebui să aveți ceva răbdare, atenție și stomac pentru toate schimbările de alianțe ce vor urma în următorii șapte ani. Pentru că va fi o perioadă de instabilitate politică în care diversele partide și liderii lor vor tot face joc de glezne între diverse combinații politice. De altfel, alianța asta va fi denumită AIE1, Ghiciți de ce, bănuiesc, vor fi AIE 2, AIE 3 și altele asemenea. Guvernul de coaliție, format în septembrie 2009 de cele patru partide componente ale AIE, avea 53 de voturi în Parlament și o majoritate fragilă. Era condus de personajul nostru Vlad Filat, PLDM fiind cel mai mare partid dintre cele patru, cu 18 deputați. Cum ziceam, Oamenii erau teoretic uniți de dorința de a orienta Moldova către vest, un parteneriat cu România și UE fiind cursul dorit. Partea cea mai proastă a fost că liderii celor patru partide nu prea se înțelegeau asupra cum să procedeze ca să ajungă la obiectivul ăsta și că, în plus, aveau aceeași problemă legată de alegerea președintelui care îi blocase pe comuniști. Ba chiar la ei era mai nasol, pentru că aveau doar 53 de voturi și mai aveau nevoie de 8. Cum comuniștii n-au cedat și au refuzat să voteze propunerea AIE pentru președinte, care întâmplător era chiar fostul comunist Lupu, Partidele s-au gândit la o variantă alternativă. Au convocat un referendum în septembrie 2010 care să propună schimbarea Constituției și revenirea la alegerea directă a președintului. A fost un eșec lamentabil al coaliției, nefiind validat din cauza prezenței scăzute la vot de doar 30%. Comuniștii, de altfel, au îndemnat proprii alegători să boicoteze referendumul, unul dintre motivele eșecului. În toată perioada asta, președinte interimar a fost liderul unui alt partid din AIE, Partidul Liberal, Mihai Gimpu, care era președintele Parlamentului. Președintele Gimpu propusese ca la o eventuală schimbare a Constituției să se modifice și articolele legate de limba oficială și să se renunțe la anacronica denumire de, de limbă moldovenească, trecându-se oficial limba română în Constituție prim-ministrul Filat, era de acord cu ideea, dar Marian Lupu, celălalt lider al coaliției, refuza să accepte propunerea. El acceptase inițial schimbarea, dar s-a răzgândit, explicând că el vorbește româna din punct de vedere științific, moldovenească din punct de vedere politic. Un editorialist al vremii i-a dedicat domnului Lupu un pamflet la acel moment, explicând plastic perspectiva lui Lupu. M-am răzgândit. Științific, sunt un bou. Era oricum un semn că pe teme esențiale coaliția de partide era destul de disfuncțională. Liderii AIE și guvernul filat reluaseră discuțiile cu FMI, care impusese majorări de tarife și prețuri care creaseră ceva nemulțumire în rândul populației. Coaliția pro-europeană dădea la rândul ei vina pe greaua moștenire lăsată de comuniști. Cu toate dificultățile economice, pentru că nu trebuie să uităm că în perioada aia suportam cu toții efectele crizei economice globale, care erau vizibile peste tot, iar în România se tăiau salariile de stat cu 25% în mai 2010. La alegerile anticipate din noiembrie 2010, trendul de scădere a comuniștilor era reconfirmat, iar principalul câștigător era fix partidul lui Filat, PLDM. Acesta ajungea la 32 de deputați, iar comuniștii scădeau la doar 42 de mandate, aproape de nivelul avut în 1998. Se forma apoi, printr-o negociere între liderii celor trei partide, din cele patru care formaseră AIE1, care intraseră în Parlament, o nouă coaliție. Evident, se va numi AIE 2. Partea proastă a fost că, din nou, criza politică legată de alegerea președintelui rămânea la ordinea zilei. Asta pentru că AIE 2 avea doar 59 de deputați, iar matematica era iar implacabilă. Lipseau două voturi. O altă încercare de a-l alege pe Marian Lupu în poziția de președinte a ieșuat în 2011. Cumva, ironic, el nu va ajunge niciodată președinte, deși ăsta fusese motivul pentru care plecase de la comuniști. Liderii AIE 2 au împărțit frățește portofoliile pentru că la treaba asta se pricepeau la fel de bine ca politicienii români. Iar Vlad Filat a devenit din nou premier într-un nou guvern. Atât de bine funcționa algoritmul politic, că inclusiv chestii precum justiția și funcțiile de conducere de acolo au intrat la pachet în aceste negocieri de la formarea guvernelor AIE 1 și 2, conduse de Filat, inclusiv procurorul general Valeriu Zubco. Numit în octombrie 2009 și reconfirmat la formarea noului guvern în ianuarie 2011, a fost partea acestei negocieri. Nu era un semn prea bun legat de independența justiției și crearea unui stat de drept funcțional. La negociere, postul fusese arondat de cei de la Partidul Democrat, iar politicienii moldoveni, inclusiv Filat, nu prea aveau probleme să împartă funcțiile în acest mod, inclusiv cele din domeniul ăsta sensibil. Părea că în 2011 guvernul filat se putea însă pune la treabă și avea o perspectivă mai clară și mai multă stabilitate pentru a face treabă și reforme și a moderniza Moldova pentru a o duce către integrarea europeană, ceva ce liderii coaliției își doreau teoretic așa de tare, că trecuseră asta chiar în numele alianței. Deja însă, la mijlocul iunie 2011, devenea destul de clar că problemele din coaliție erau destul de mari și că nici AIE2 nu era foarte funcțională. Principalii lideri deveniseră deja la acel moment cei doi vlazi, Filat și Plahotniuc. Conflictul dintre cei doi va domina scena politică din Moldova în următorii ani. După alegerile locale din 2011, o serie de lideri din PLDM au părăsit partidul, acuzând stilul dictatorial de conducere al lui Filat, lipsa de transparență legat de cum se finanța partidul și blocarea reformelor promise de acesta ca prim-ministru. Filat însă începea să-l acuze direct pe Plahotniuc, pe care îl numea cu apelative drăguțe gen Păpușar și Șobolan, ca fiind în spatele acestor manevre și acuzații. Plahotniuc răspundea aducând aminte de scheleții din dulapa lui Filat, numindu-l, la fel de suav, regele contrabandei de țigări sau gangsterul tranziției. Între timp, cei doi continuau să conducă țara împreună, Plahotniuc fiind deja de facto liderul și finanțatorul Partidului Democrat. Era un fel de eu l-am făcut dreanță, el m-a făcut oligofren, dar nu ne-am jignit. Faza pe lideri politici din Moldova. Plahotniuk amintea și de scandalul legat de privatizarea IPTEH, Institutul de Proiectări Tehnologice, o societate fondată de stat și privatizată dubios în 1999, care ajunsese în posesia lui Filat și acumnatului său, Ion Rusu. Totul fusese făcut pe o sumă de două ori mai mică decât valoarea reală a portofoliului deținut, principalul activ fiind una dintre cele mai mari clădiri de birouri din Chișinău. Desigur, era o schemă făcută când Filat era ministru în guvernul Sturza, iar cuplul Filat-Rusu lucrase sofisticat, folosind o schemă cu companii interpuse din România și un offshore din Gibraltar. Comuniștii încercaseră de mai multe ori să renaționalizeze compania și au și reușit în iunie 2008. În noiembrie 2009, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului sau CEDO a decis însă că renaționalizarea a fost ilegală și compania a revenit la cuplul Filat-Rusu. Peste ani, în 2015, după ce Filat a fost arestat, deși procurorii moldoveni au aplicat sequestru pe aceste clădiri ale Ipteh, partajul făcut de Filat cu fosta soție a făcut ca acestea să rămână proprietatea companiei, iar autoritățile și statul moldovean să rămână din nou cu buza umflată. Asta, deși la percheziția făcută la sediul PLDM, s-a găsit inclusiv ștampila firmei offshore din Gibraltar, care controla Ipteh, semn că Filat păstra controlul asupra ei. Devenea, deci, destul de neclar dacă Filat era mai degrabă un politician tânăr, reformator, cu viziunea pro-europeană, sau un oligarh moldovean care avea și o carieră politică de succes, cu conflictele de interese aferente la pachet. De multe ori, presa îl acuza de cinism și că adoptă o atitudine provestică doar în teorie, fiind mai degrabă o metodă folosită pentru a forța liderii europeni din Occident să îl susțină. El clama că se luptă cu pericolul influenței rusești în Moldova dar o tolera de multe ori. De fapt, acest balet politic va fi un fenomen care va domina mediul politic din Moldova cam până în 2019, în care politicienii de la Butoane, folosind marota pericolului reîntoarcerii forțelor proruse la putere, cereau o oarecare toleranță din partea partenerilor externi vestici de care Moldova era dependentă. Vă veți întreba, desigur, ce înseamnă toleranță la corupție? Păi, scandalul din 2010 cu Plahotniuk n-a fost singura controversă creată de Filat cât a fost la putere în Moldova, apropo de afaceri mai mult sau mai puțin tenebroase. Un alt exemplu e cel al jocurilor de noroc, unde guvernul condus de Filat a creat în mai 2011, printr-o hotărâre de guvern, Loteria Națională a Moldovei, o companie care deținea monopolul de stat în domeniu. Toate bune și frumoase, dar loteria a făcut imediat o combinație cu o firmă din Canada, Amaya Gaming Group, pentru un parteneriat în domeniul jocurilor de noroc. Băieții respectiv făcuseră o firmă în Moldova, absolut întâmplător de sigur, cu doar câteva luni înainte ca guvernul să reorganizeze domeniul jocurilor de noroc. În august 2011 aveau deja contractul cu loteria moldovenească, totul fără vreo licitație publică. Profitul obținut din parteneriat se împărțea frăcește 50-50. Investigațiile ulterioare ale jurnaliștilor au arătat cum prin intermediul unui instrument favorit al oligarhilor și politicienilor moldoveni, companiile offshore, Amaya a transferat 750.000 de euro către companii care au direcționat banii în final către cumpărarea unui imobil de 1,3 milioane de euro în Franța. Restul de 550.000 de euro veneau de la Capital Invest Company, firmă controlată chiar de Vlad Filat, pe care o folosise și pentru tranzacțiile legate de Iptech. Contractul de vânzare-cumpărare al vilei a fost găsit de procurorii moldoveni chiar la sedul IPTEH cu ocazia perchezițiilor făcute în 2015, atunci când Filat a fost arestat. Vila era trecută pe numele ficei fostului secretar general al PLDM, Victor Roșca, care era și fostul cumnat al lui Filat, o tânără studentă de vreo 25 de ani. Contractul dintre Amaia și Loterie a rezistat de altfel până în 2015, când Filat a fost arestat și practic îndepărtat de la putere. Amaya a oprit atunci contractul cu loteria și s-a retras din Moldova. În 2017, procurorii constatau că Ministerul Finanțelor din guvernul Filat oferise privilegii care erau practic ilegale companiei respective și că parteneriatul fusese păgubos pentru statul moldovean. În tot acest timp, însă, în ciuda acestor scandaluri, parteneriatul cu Vestul lua teoretic avânt. Moldova și liderii săi din Alianța pentru Integrare Europeană aveau ca obiectiv strategic apropierea de Uniunea Europeană, care însemna semnarea unui acord de asociere economică și eliminarea vizelor pe termen scurt și pornirea negocierilor de aderare propriu-zisă la UE pe termen lung. Liderii din UE apreciau stabilitatea politică și abordarea mult mai prietenoasă a IE2 față de cea a comuniștilor, față de vest. Asta mai ales că după trei ani de blocaj, Moldova reușise să aleagă un președinte, Nicolae Timofti. El fusese ales de parlament, de deputații AIE2, dar și cu voturile câtorva deputați care plecaseră de la comuniști și vor ajunge să formeze Partidul Socialiștilor, inclusiv viitorul președinte, Igor Dodon. Iar liderii vestici nu trimiteau doar cuvinte de încurajare către Moldova, ci și bani. În 2012 Moldova a primit o sumă record de la UE de 122 de milioane de euro, iar în perioada 2010-2013 FMI a trimis către Chișinău 1,9 miliarde de euro, jumătate din suma asta fiind granturi. Având în vedere că PIB-ul Moldovei era în 2012 de doar 9 miliarde de dolari, chiar erau sume importante pentru dezvoltarea țării. Stabilitatea politică și banii din exterior nu rezolvau însă problema cheie Aia reformelor. Aici lucrurile erau un pic mai complicate. Premierul Filat promitea să interzică posibilitatea ca firmele offshore să fie acționari la bănci, instituții media sau companii strategice din domeniul energetic. Asta în contextul în care, în 2012, principalii investitori străini, privați din Moldova, fuseseră companii fix din paradisuri fiscale, insulele Virgine Britanice și Cipru. Oricum, Filat vorbea despre chestiile astea, dar nu prea făcea ceva în direcția respectivă, deși el conducea guvernul și era unul dintre liderii coaliției parlamentare care putea vota legile necesare. Moldova avea și alt tip de probleme. Începuseră deja atacurile Raider asupra băncilor pe care însuși Filat le denunța în 2011. Totuși, guvernul condus de Filat și majoritatea parlamentară nu au modificat legislația pentru a proteja băncile de aceste preluri cu forța ale acționariatului băncilor, iar justiția nu doar că le pedepsea, dar le și ajuta de multe ori prin decizii dubioase ale judecătorilor. De altfel, toată treaba asta cu băncile a fost o bombă cu ceas, ce va bubui și mai urât în perioada 2014-2015. Filat sugera că unul dintre cei din spatele atacurilor Raider asupra băncilor era chiar partenerul său de guvernare, Vlad Plahotniuc, împreună cu cel de-al treilea personaj din clipul de astăzi, Vyacheslav Platon, care urma să devină celebru în spațiul ex-sovietic și pentru alte isprăvi tot în zona bancară. Înainte de criza bancară, conflictul politic dintre Filat și Plahotniuc a escaladat încă de la începutul lui 2013. Totul a început cu un incident bizar, în perioada Crăciunului lui 2012, la o vânătoare din rezervația naturală Pădurea Domnească, de la granița cu România, la care au participat judecători, procurori, funcționari publici, politicieni și oameni de afaceri, un om de afaceri a fost împușcat. De aici lucrurile s-au rostogolit din ce în ce mai ciudat. Incidentul a fost întâi mușamalizat, iar primele detalii s-au aflat de către public abia pe 6 ianuarie 2013. Apoi au apărut speculații legate de faptul că vânătoarea a fost ilegală și că omul de afaceri ucis ar fi fost un apropiat al procurorului general, Valeriu Zubco. El a fost acuzat că ar fi ascuns detalii legate de caz și ar fi tărăgănat o posibilă investigație. Zubco a demisionat pe 21 ianuarie 2013, dar scandalul de-abia începea. Deși crearea de instabilitate politică risca să compromită semnarea acordului de asociere cu UE, programată pentru luna noiembrie 2013, războiul între Filat și Plahotniuc, cei doi oameni politici care dominau de fapt scena din Moldova la acel moment, a atins cele mai înalte cote după demisia lui Zubco. Marian Lupu, președintele Partidului Democrat, controlat de fapt de Plahotniuc, povestea ce fel de bătăi în dialog aveau loc la ședințele coaliției. Filat l-a înjurat pe Plahotniuk și că nu a luat o la moacă pentru asta. Filat vrea să acapareze toate instituțiile de drept și toată puterea în mâinile sale. Imediat după, pe 13 februarie 2013, AIE2 intra în faza terminală. Filat spunea că PLDM nu mai poate respecta acordul alianței și acuza că reformele nu se pot realiza din cauza concentrării puterii din instituțiile statului, dar și a influenței asupra presei a unor structuri oligarhice. Structurile alea oligarhice purtau și un nume, Vladimir Plahotniuc. Suntem martorii unei campanii de sacrificare a statului din cauza interesului personal al unei persoane obscure care a cumpărat un loc în politică, iar acum vrea să cumpere o țară, spunea Filat. Peste doar două zile, pe 15 februarie, deputații partidului lui Filat, împreună cu comuniștii, votau pentru demiterea lui Plaha, așa cum era porechit Plahotniuc, din poziția de prim vicepreședinte al Parlamentului. Liderii partidului lui Plahotniuc anunțau deja că ar putea vota o moțiune de cenzură împotriva guvernului Filat, iar procuratura, controlată tot de oamenii lui Plahotniuc, îl aresta pe șeful fiscului. Tot ea scurgea apoi în presă dialogurile ale acestuia cu liderii PLDM și anunța urmărirea penală împotriva a trei miniștri. Filat și liderii PLDM acuzau șantajul politic din partea PLDM și devenea clar că lucrurile nu urmau să se termine cu bine pentru prim-ministrul în funcție. Pe 5 martie, guvernul Filat era demis, cu voturile comuniștilor și ale Partidului Democrat, ale lui Plahotniuc. Mai mult, Filat a fost scos complet din jocul pentru poziția de prim-ministru printr-o manevră juridică. Președintele Timofti l-a desemnat din nou pe Filat drept candidat la poziția de premier, iar aici a intervenit Curtea Constituțională, care a spus că un premier demis pentru suspiciuni de corupție nu mai poate fi nominalizat pentru poziția asta. Mulți analiști spuneau că decizia fusese luată de judecători controlați de fapt de Plahotniuc. Era ca o reglare de conturi între doi oligarhi. Doar că ei erau cei mai importanți oameni politicieni, iar pârghiile prin care se ducea lupta erau inclusiv instituții ale statului. Ca umilința să fie supremă pentru Filat, el recunoscuse public că greșise atunci când îl atacase pe Plahotniuc și că atacurile erau nefondate. Plahotniuc declara la rândul lui că nu era supărat pe Filat și că totul fusese de fapt cauzat de greșeala acestuia de a folosi informații neverificate din presă. Cum Filat nu mai putea fi prim-ministru, ministrul de externe Iurie Leancă a preluat funcția interimar, iar întrebarea cheie a devenit dacă alianța se va reface sau se va ajunge la alegeri anticipate. Până la urmă, filacii Plahotniuc vor ajunge la un compromis în care se va forma o nouă alianță, Coaliția pentru Guvernare Pro-Europeană, iar Leancă, membru PLDM, devenea prim-ministru plin, votat de Parlament. Presa vremii, concluziona amar, guvernul leanca a însemnat încheierea unui armistițiu dubios între clanurile oligarhice care controlează Republica Moldova și a fost investit în urma unor înțelegeri despre care nu numai societatea nu are habar, ci și membrii de rând ai noii majorități parlamentare. În 2019, când era în închisoare, Filat susținea că probabil cea mai mare greșeală politică a sa a fost neforțarea alegerilor anticipate parlamentare la acel moment. Spunea însă că și partenerii externi insistaseră pentru menținerea coaliției. Și, cei drept, Moldova înregistra un succes notabil aici, fiind luată decizia de semnare a acordului de asociere și de liber schimb cu Moldova a UE la summitul de la Vilnius din noiembrie 2013. Decizie parafată în iunie 2014. În același timp, Comisia Europeană propunea abolirea vizelor pentru moldoveni. Decizie confirmată în primăvara lui 2014 de Parlamentul European și de Consiliul UE. Din aprilie 2014, cetățenii moldoveni puteau călători liber în UE fără vize. Era, pe de o parte, un semnal că drumul către integrarea europeană a Moldovei era irreversibil și evident și filat avea un merit aici, dar era și mai degrabă o formă de încurajare și o decizie bazată pe interese geopolitice decât o răsplată pentru reformele adoptate, în principal pentru că ele nu prea existau sau erau mult prea timide raportat la cerințele UE. Evident, nici rușii n-au stat cu mâinile în sân și au trecut la represalii prin metodele specifice, deja clasice. Prima a fost o tură de embargo la exportul de fructe și conserve pe baza unor pretexte de ordin sanitar. A urmat apoi una pentru vinuri, iar vicepremierul rus Rogozin explica ce urma pe listă. Embargouri, restricții pentru migranți, pierderea Transnistriei, închiderea robinetului la gaz. Nu poți să mergi spre UE fără să consulți părerea cetățenilor de pe malul stâng al Nistrului. A urmat apoi, în 2014, un referendum în Găgăuzia, o zonă din sudul Republicii Moldova, care are deja autonomie conform Constituției din 1994. Nemulțumiți de decizia liderilor de la Chișinău de a merge către vest și impulsionați de ruși, Găgăuzii, care sunt cam 150.000 cu totul, au votat pentru aderarea la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazakhstan, în proporție de peste 98%, la o participare de peste 70% din populație. Referendumul a fost declarat ilegal de către guvernul de la Chișinău și de justiția din Moldova, iar liderii politici moldoveni, inclusiv Filat, au acuzat forțe politice externe de încercări de destabilizare a țării. Între timp, însă, scandalurile de corupție continuau în jurul lui Filat și, deși politic el se declara ca un avocat al integrării europene, decizii economice majore luate de coaliția de guvernare permitau păstrarea Moldovei în sfera de influență rusească. Au fost două scandaluri majore de acest gen în 2013, cu decizii extrem de controversate luate de guvernul Leancă, în care și Filat era implicat. Primul era legat de concesionarea singurului aeroport din Moldova, cel de la Chișinău, pe 49 de ani, către un consorțiu de firme din Rusia. Procedura de concesionare a fost făcută într-un mod netransparent, iar în loc ca ea să implice o licitație și un potențial de aducere a unor firme serioase din vestul Europei, ea a adus la butoane niște investitori ruși, care puneau astfel mâna pe un obiectiv strategic, Liderii PLDM, inclusiv prim-ministrul Leancă, au justificat decizia spunând că aeroportul avea nevoie de investiții majore și că cei doi investitori strategici aleși, unul fiind grupul Transmas Holding, cel mai mare producător de locomotive și vagoane din Rusia, aveau banii necesari pe care statul moldovean nu îi putea da pentru modernizarea aeroportului. Peste doar câteva luni însă, investitorii ruși mega serioși s-au retras. Iar la aparate a venit o firmă recent fondată la Moscova, Avia Invest, cel avea ca președinte al Consiliului de Administrație pe un alt personaj din insectarul nostru, Ilan Shor. O scurtă paranteză legată de Shor, omul ar fi putut lejer să fie unul dintre personajele acestui clip, dar cum el e pe față unul dintre politicienii proruși, o prezentare a lui în detaliu va fi lăsată pentru ultima parte a poveștii, în secțiunea cost de topor noi ale rușilor în Moldova. Revenind la privatizarea aeroportului, transferul ăsta nu respecta regulile din contract, pentru că, teoretic, compania ce lua concesiunea trebuia să aibă un capital de minim 30 de milioane de euro și experiență în domeniul aviației, ori firma condusă de șor era nouă și avea un capital de doar 2000 de euro. De-abia în noiembrie 2022, justiția din Moldova a decis că aeroportul să revină în proprietatea statului, deși Parlamentul de la Chișinău recomandase renaționalizarea încă din octombrie 2019. Pe lângă acuzațiile de corupție legate de procedura prin care se făcuse concesiunea, firma controlată de Shore nu a făcut investițiile promise în cei 9 ani în care a controlat aeroportul. În interviuri ulterioare din anul 2019, Filat spunea că el crezuse că vor veni investitori ruși pentru a moderniza aeroportul și nu părea să aibă o problemă cu faptul că un activ strategic ar fi ajuns să fie controlat de oameni veniți de la Moscova. Nu recunoștea vreo legătură cu Shor și spunea că transferul către firma controlată de acesta a aeroportului fusese o surpriză neplăcută pentru el. Nu a fost însă singurul scandal care îl implica pe Filat, Șor și o companie de stat care era privatizată dubios în 2013. Ceva asemănător s-a întâmplat și la Banca de Economii, BEM. Acolo totul a pornit de la zvonuri și speculații în presa din Moldova, că președintele băncii Grigori Gacikevici fusese tolerat, ba chiar protejat în funcția respectivă de către premierul Filat, în ciuda unui management defectuos, banca era de stat, iar Gacicevici, care era șef din 2004, a rămas acolo până în 2012. La început de 2013 au apărut primele articole legate de faptul că BEM acumulase credite neperformante de 1 miliard de lei, cam 50 de milioane de dolari, și avusese pierderi de 300 de milioane doar în 2012. Opoziția comunistă îl acuza direct pe filat, nu doar că tolerase managementul prost de la banca, ci și că urmărea de fapt crearea unei scheme de privatizare a băncii pe nimic, diminuând valoarea activelor băncii. Situația băncii era deja grea, iar guvernul trebuia să ia o decizie. Inclusiv delegația FMI o aștepta, iar faptul că ea a fost amânată a dus la blocarea ultimei tranșe de ajutor de la FMI pentru Moldova din pachetul pentru 2010-2013. Practic, cineva trebuia să vină cu bani în plus ca să acopere găurile financiare pe care le avea BEM. Inițial guvernul a propus în martie 2013 o schemă prin care statul aducea 200 de milioane de lei, iar acționarii minoritari 155, iar banca rămânea una de stat. Decizia s-a amânat însă în Parlament, iar acționarii minoritari, privați, au propus altă variantă, spunând că banca are nevoie de un credit de 600 de milioane de lei și de ajutor pentru preluarea a 300 de milioane de lei în credite neperformante. Ei propuneau emiterea de acțiuni noi, în valoare de 80 de milioane de dolari, la care statul să nu participe, prin care, practic, banca se privatiza. Între timp, Parlamentul crease o comisie pentru investigație pentru scandalul de la BEM. Managerul băncii, Gacikevici, era învinuit de ascunderea unor credite frauduloase de peste un miliard de lei și de favorizarea unor companii și persoane bine conectate prin acordarea de credite preferențiale, bani pe care respectivii nu i-au mai dat înapoi niciodată. Comisia parlamentară propunea trei variante. Naționalizarea completă a BEM, Cedarea pachetului de control către un investitor privat, dar cu păstrarea pachetului de blocaj de 33% din acțiuni, sau majorarea capitalului debitorilor BEM, companii de stat, pentru rambursarea acelor credite. Parlamentul discuta însă în van. Guvernul adoptase deja o hotărâre prin care banca era practic privatizată, fix prin schema propusă de acționarii minoritari. Deja prim-ministru era Iurie Leancă, însă la acel moment, august 2013, Filat încă mai avea influența asupra deciziilor luate ca lider al PLDM și al coaliției. Acționarul privat, care și-a mărit cota de la 10% la 34% din bancă, a fost o companie controlată de același Ilan Shore, despre care am povestit cu aeroportul și preluarea sa. De data asta, lucrurile s-au făcut printr-o companie care avea ca fondator o firmă din Moscova, ce se ocupa cu restaurantele și mâncarea, și care avea sediul în aceeași clădire cu ambasada Moldovei în Rusia. Liberalii, care trecuseră în opoziție alături de comuniști când fusese instalat guvernul leancă, au susținut că, de fapt, șor e doar un pion, controlat de filat și folosit pentru a prelua controlul asupra băncii. Presa a vehiculat diverse combinații de arhitecție a acestei șmecherii, dar toate aveau un numitor comun, prezența lui Filat. Diverse persoane din mediul de business și politic din Moldova susțineau scenarii variate. Unii ziceau că e vorba de tandemul șor Filat, alții de duetul Filat-Plahotniuc sau chiar Vlad Filat singur guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, pe care îl vom mai întâlni în viitor cu ocazia unor prăduieli, era însă relaxat și explica simplu că statul nu avea un miliard de lei cât era nevoie să capitalizeze banca. Același lucru l-au spus în cor Filat și prim-ministrul Leancă, care venea de la partidul condus de Filat, PLDM, Leancă explica și că erau 2 milioane de moldoveni cu depozite la BEM și că guvernul nu putea risca să-și piardă oamenii ăștia economiile de acolo. Filat și Leancă dădeau de asemenea vina pe comuniști pentru greaua moștenire legat de bancă, deși trecuseră totuși 4 ani de când aceștia plecaseră de la putere. Leancă promitea chiar audit internațional la BEM și în întregul sistem bancar. Chiar prim-ministrul admitea că sunt suspiciuni de fraude mult mai mari cât de mari, vom vedea ceva mai încolo. Ce e clar e că nu prea au făcut oamenii ceva să rezolve situația. Ba chiar din potrivă, scandalul legat de bănci chiar a luat amploare în următorii 2 ani când s-au devalizat 3 bănci din sistem în ceea ce va fi numit apoi furtul miliardului. Atunci va fi și momentul când statul va renaționaliza banca de economii prelund-o de la șor, la fel ca în cazul aeroportului, în urma unei decizii a justiției. Chiar și liderii europeni observau că lucrurile scăpaseră de sub control pe partea de corupție. Comisarul european pentru extindere de la acel moment, Ștefan Fuele, i-a primit în octombrie 2013 pe liderii coaliției de la Chișinău, inclusiv Vlad Filat, criticându-i dur pentru scandalurile legate de BEM și aeroport. Un lider al coaliției explica destul de clar cum se punea problema. Discuția nu a fost dintre cele mai plăcute. Domnul Füle ne-a spus că ne jucăm de integrarea europeană în interese de partid. Cu toate problemele astea și scandalurile de corupție asociate, filat și Partidul său PLDM au intrat în parlament și la alegerile din noiembrie 2014. Cei drept au avut doar 20% din voturi și 23 de mandate de deputat, o scădere destul de mare față de cele 32 de mandate luate cu 4 ani înainte. Steaua politică a lui Filat urma însă treptat să apună, în principal pentru că el pierduse de fapt lupta cu Plahotniuc. Deja în 2015 sistemul politic, justiția și o mare parte din deciziile economice din Moldova erau controlate de acesta. A fost un meci de totul sau nimic, pe viață și pe moarte, și nu doar legat de succesul în politică, ci și de libertatea celor implicați. Totuși, inițial, după alegerile din noiembrie 2014, Filat și Plahotniuc au avut o ultimă tentativă de a conlucra la nivel politic. Cum liberalii, al treilea partid al coalițiilor pro-europene, au refuzat să mai participe la o nouă combinație cu partidele celor doi, PLDM și PDM, aceștia au fost nevoiți să facă o coaliție minoritară. S-a numit de data asta Alianța Politică pentru o Moldovă Europeană. Avantajul a fost că au avut mai multe funcții de împărțit între ei conform algoritmului. Dezavantajul a fost că aveau doar 42 de voturi în Parlament, iar pentru votul unui nou guvern era nevoie de 51. Era deci nevoie de sprijinul parlamentarilor din opoziția pro-rusă, așa că Filat și Plahotniuc erau obligați să obțină voturi fie de la comuniști, fie de la socialiștii nou intrați în Parlament, care se desprinseseră de PCRM condus de Voronin. Până la urmă, după mai bine de două luni de criză politică și negocieri după alegerile parlamentare, a fost investit un nou guvern condus de Kiril Gaburici. El nu era membru de partid, dar fusese susținut pentru funcția de prim-ministru de PLDM, conform protocolului Alianței. A demisionat însă omul după doar patru luni în iunie 2015 din cauza unui scandal legat de falsificarea diplomei de bacalaureat. Gest frumos, ați zice. Partea simpatică e că omul a revenit ca ministru într-un alt cabinet în Moldova în 2018, semn că demisiile astea de onoare au și ele o dată de expirare în Moldova. A mai urmat încă o lună de negocieri politice și până la urmă s-a creat Alianța pentru Integrare Europeană 3. Liberalii revenind la sentimente mai bune față de democrați și liberal-democrați. Prim-ministru a devenit în 2015, în iulie, Valeriu Streleț, un politician din PLDM, nici el nu a rezistat însă prea mult în funcție fiind demis în octombrie 2015 printr-o moțiune de cenzură. El cădea victimă răfuielii politice Filat Plahotniuk, despre care vă povesteam mai devreme, care ajunsese în punctul culminant. În paralel cu toată vânzolarea de pe scena politică se desfășura tot scandalul legat de corupția din sistemul bancar moldovenesc, iar el luase o amploare imensă, bubuind la final de 2014 și ducând la proteste masive de stradă în 2015. Se dovedise în final că erau probleme nu doar la Banca de Economii, și că pe lângă mai erau implicate alte două bănci, Banca Socială și Unibank iar problemele se acumulaseră deja în perioada 2012-2014, fiind implicați în scandal atât Filat cât și Plahotniuc, dar și Ilan Șor. De altfel, era o schemă clasică pentru Moldova oligarhilor de la acea vreme, în care toți participau cumva la furtul respectiv, împărțind prada și acoperindu-se unii pe alții. Un fel de hăiducie pe invers, dacă vreți să-i spunem așa. Gaura totală a ajuns la 1 miliard de dolari. Și inclusiv șeful delegației UE din Moldova de la acel moment era surprins de proporțiile furtului. Cei vinovați trebuie să fie pedepsiți. Nu pot să spun cum poți fura atât de mulți bani dintr-o țară atât de mică. Predeosebire deosebire de problemele de corupție anterioare, în care scandalul rămăsese cumva doar la nivel de declarații și acuzații politice, niciun politician de rang înalt neajungând să fie condamnat pentru asemenea chestiuni până la acel moment, acum lucrurile au luat o altă turnură. A fost o reglare de conturi totală între Plahotniuc și Filat, Folosindu-se de acest pretext al scandalului din jurul furtului miliardului, Plahotniuk, care acaparase total justiția din Moldova și urma să domine și politica moldovenească pentru următorii ani, l-a scos țapi spășitor pe filat. Ziariștii acelor vremuri explicau foarte simplu șocul produs de cum s-a procedat cu filat. Încă niciodată în istoria statului nostru, un politician aflat la guvernare nu s-a trezit peste noapte în pușcărie. Oricât de mult s-ar fi străduit organizatorii acestui spectacol să-și ascundă macazul, lumea pricepe că nu a asistat la o luptă adevărată, ci la o răfuială politică murdară. Totul s-a făcut cu ajutorul altui personaj din insectarul nostru de dubioși, Ilan Shor, care a formulat un denunț la adresa lui Filat. Șor susținea, în denunțul depus la procuratură, că îi dăduse repetat mită lui Filat. Suma a tot crescut cu timpul. Întâi a fost vorba de 500.000 de dolari dați pentru a stopa controlele la o firma lui Șor apoi de 1 milion de dolari pentru a permite comerțul fără taxe cu petrol în zona Vamala a Moldovei. În final, Filat l-ar fi pus pe Șor să ia credite la Banca de Economii, banca aia la care Șor ajunsese cu ajutorul lui Filat, acționar majoritar, în sumă de 1 miliard de lei, banii fiind transferați apoi unor firme offshore deținute de Filat. Șor spunea în denunț că suma totală dată ca lui Filat ajunsese per total la amețitoarea sumă de 250 de milioane de dolari. El mai adăuga și că îi dăduse lui Filat un milion de dolari chiar cu câteva zile înainte de a formula denunțul, pe 10 octombrie 2015, pentru finanțarea PLDM. La doar câteva zile de la denunțul depus de Șor, pe 15 octombrie, în prima zi a noii sesiuni parlamentare de la Chișinău, Parlamentul i-a ridicat imunitatea lui Filat, care a fost imediat apoi reținut. A fost o scenă jucată perfect în parlament. fostul președinte Voronin a solicitat ridicarea imunității, iar procurorul general Corneliu Gurin a prezentat acuzațiile, formulate pe baza denunțului lui Șor și a suspiciunilor de corupție legate de implicarea lui Filat în frauda de la BEM. 79 de deputați din 101 au votat pentru ridicarea imunității lui Filat, care a ținut un ultim discurs patetic în Parlament, acuzându-l pe Vlad Plahotniuc că el ar fi în spatele deciziei, controlând justiția coruptă din Moldova și dorind să deturneze cursul pro-european al Moldovei. Sigur, după toată această scenetă, era greu să înțelegi cine era vinovat de toată furăciunea incredibilă ce se petrecuse. Părea clar că Moldova e un stat captiv dar nu era foarte ușor să realizezi care era responsabilitatea fiecăruia mai era destul de clar că nu era chiar o formă de a face dreptate ce se întâmplase, ci mai degrabă o reglare de conturi murdară între participanții la tot acest proces de devalizare a statului și furt din banii oamenilor. De altfel, ulterior s-a demonstrat că denunțul lui Șor era plin de inadvertențe, implicând ca intermediari două persoane care nu doar că nu îl cunoscuseră pe filat, dar nu ajunseseră niciodată în Moldova. Un alt personaj dubios din poveste, pentru că din păcate e plin de ei, Renato Usati, despre care presa specula că e apropiat de Plahotniuc, păzise clădirea Parlamentului pentru ca Filat să nu încerce să fugă. Tot el făcuse publice niște conversații între Șor și Filat și se refugiase apoi la Moscova. Veți vedea că Usati acționează ca un electron sărit de pe orbită uneori. El va apărea ca un personaj analizat mai în detaliu în clipul următor, pentru că și el, explicit, cu arme și bagaje, e în tabăra prorusă. Ustat îi, îi explica faza dubioasă cu modul în care fusese executat public Filat printr-un atac voalat chiar la Plahotniuc. Eu nu l-apăr pe Filat. Nimeni nu crede că el este curat, dar ar fi bine să vedem cât de curați sunt cei care l-au băgat pe el la pușcărie și se pregătesc să ne guverneze țara. Lupta politică luase turnuri chiar absurde pe alocuri în acele momente. Cu trei zile înainte de ședința în care Filat și-a pierdut imunitatea parlamentară, la sediul partidului său s-a desfășurat așa-numita operațiune Băliguță. Peste trei tone de fecale au fost deversate pe scările sediului central din PLDM, alături de mesajul Vrem miliardul înapoi. Era o metodă extremă și extrem de neconvențională de luptă politică. Culmea e că același usatăi organizase toată mascarada respectivă. Per total însă senzația era că nu se face neapărat dreptate și că Plahotniuc se debarasează de un potențial rival incomod pentru totdeauna. De altfel, peste doar 8 luni, în iunie 2016, Filat a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru luare de mită, trafic de influență și corupere pasivă. Nu că Filat ar fi fost curat ca lacrima, ci pur și simplu pentru că justiția nu judeca lucrurile corect, decizia fiind luată deja, totul fiind sub controlul lui Plahotniuc. Apropo de Filat și de cât de corect era el, în cadrul investigațiilor la adresa sa, un tribunal din Marea Britanie a confiscat frumoasa sumă de 467.000 de lire sterline de la fiul lui Filat, care, precum mulți alți copii de politicieni moldoveni, studia în străinătate. Acesta nu a putut să justifice de unde avea acea jumătate de milion de lire sterline. Fiul lui Filat ducea la Londra un stil de viață extravagant având inclusiv un Bentley de 200.000 de lire sterline, na, ca tot studentul moldovean prin străinătățuri. Presa din Moldova a vremii găsise un banc ce rezumă superb de bine cam cum au stat lucrurile între cei doi oameni ce au dominat politica din Moldova în anii de după alungarea comuniștilor de la putere acolo. Plahodniuc și Filat, au mers împreună la o recepție selectă, unde toate tacâmurile erau din aur. Văzând atâta bogăție, Filat îi propune lui Plahotniuc să fure câte o linguriță de aur, Plahotniuc refuză și îl mustră pe Filat. Cum așa? Ce-ți permiți? Treaba ta, răspunde Filat. Și ia totuși o linguriță ascunzând-o în buzunarul din interiorul sacoului. La un moment dat, Plahotniuc se ridică, spune un toast, după care decide să destindă atmosfera. O să vă arăt acum o scamatorie, spune Plahodniuc, după care ia o linguriță de aur, o pune în buzunarul din interior sacoului, iar în secunda următoare o scoate din buzunarul lui Filat. Toată lumea aplaudă. Filat rămâne cu nimic, iar Plahodniuc și cu aur și cu aplauze. Vlad Filat a fost eliberat din închisoare în decembrie 2019 după peste 4 ani de detenție. Pedeapsa lui a fost redusă cu aproape 2 ani din cauza condițiilor de detenție printr-o decizie CEDO. Aceeași CEDO a condamnat statul moldovean la despăgubiri de 7500 de euro pentru Filat în ianuarie 2023, pentru că procesul acestuia nu ar fi fost unul echitabil. Printre altele, el s-a ținut cu ușile închise, nefiind public. Filat clamează acum, însă că el este exclusiv victima lui Plahotniuc și a justiției a servite acestuia. Trebuie explicat aici că CEDO nu a analizat dacă procesul a fost corect pe fond. Pentru asta ar fi nevoie de o nouă judecată. Oricum condamnarea lui Filat nu viza participarea sa directă în furtul miliardului de la cele trei bănci de care fusese acuzat. A existat însă cineva în cercul lui Filat care a fost judecat și a primit o pedeapsă pentru asta. Ion Rusu, nașul și cumnatul lui Filat, a fost arestat în 2015 și condamnat în noiembrie 2015 la 5 ani de închisoare pentru credite dubioase luate de la Banca de Economii pentru o firmă numită Caravita, specializată în achiziționarea de terenuri agricole și agricultură. Presa și procurorii au spus că Filat ar fi fost beneficiarul real al respectivelor credite, iar Rusul era doar omul său de încredere în respectiva afacere. Aparent, firma Caravita sprijinise inclusiv financiar PLDM, plătind analiști politici și servicii de PR pentru aceasta. Acuzațiile astea n-au fost însă și probate în instanță, deși există un dosar penal pe tema asta. Rusul rămâne singura persoană condamnată definitiv pentru implicare directă în furtul miliardului din Moldova până în acest moment. Vom vedea că și Vyacheslav Platon va avea o condamnare pentru asta, care va fi însă anulată ulterior. În dosarul respectiv fusese arestat inițial și fiul lui Ion Rusu, Vladimir, care era în acte proprietarul firmei Caravita. Desigur ca orice tânăr din familia extinsă a lui Filat și el avea foarte mult succes. La 26 de ani era multimilionar în euro. Nu e clar dacă aici ajuta gena genială a clanului Filat sau faptul că firma Caravita era mega susținută de Ministerul Agriculturii și primea cele mai mari subvenții de la autoritățile moldovenești pentru lucrările agricole făcute. Cum spuneam, în instanțele din Moldova există un al doilea proces pe numele lui Filat pentru acuzații de spălare de bani. Principalul martor al acuzării era chiar Ion Rusu, nașul și cumnatul lui Filat, care susținea că banii pe care el îi luase de la Banca de Economii drept credit pentru firma Caravita ajunseseră la o firmă de consultanță din SUA, care ar fi fost plătită de altfel pentru serviciile oferite de către PLDM în campania electorală din noiembrie 2014. Între timp, Rusu, singurul martor audit în proces, a decedat iar toată procedura e super tărăgănată. La sfârșitul ianuarie 2023 și a ajunsese la termenul cu număr 47 din proces, amânat din vari motive destul de hilare. Aparent judecătorii nu pot audia martorii, fondatorul firmei din România prin care s-au transferat banii din Moldova către SUA refuză să se prezinte la proces, aceeași atitudine o are și cetățeanul american, reprezentant al firmei de consultanță respective. Desigur, Filat și avocații săi neagă că ei ar amâna obținerea unui deznodământ. Oricum, aparent, ceea ce rezultă din acuzațiile procurorilor e că, practic, Filat folosea, pentru a convinge votanții să aleagă PLDM, chiar bani furați de la aceștia. În final, merită să pomenim că a apărut și un sex tape cu Filat ca parte a strategiei de compromitere totală a asta ca politician. Apariția filmului a fost anunțată tot de controversatul Renato Ustatăi care aparent încerca și reușea să se bage în mai toate chestiile sulfuroase posibile. Filmul a apărut într-un moment în care Filat era deja arestat, iar în el acesta apărea în ipostaze intime alături de o jurnalistă. Filmul era din 2013, iar jurnalista nu era Angela Gonța, cea cu care urma să se căsătorească în 2014, ci Olga Roman, din nou, merită spus întreagăt că n-a fost primul, nici ultimul caz de legături între politicieni și jurnaliste, care puneau cumva la îndoială credibilitatea și obiectivitatea modului în care presa relata despre politica din Moldova. Ceva asemănător s-a întâmplat ulterior și cu Vyacheslav Platon, după cum vom vedea. Filmul și scandalul din jurul lui spun multe despre caracterul infect al politicii din Moldova acelui moment. Pe de o parte, Plahotniuc și acoliții săi nu ezitau să folosească un asemenea tip de instrument mordar, de tip mafiot, pentru a-l compromite pe filat. Era de altfel o tehnică numită compromat, importată din Rusia. Pe de altă parte, Filat arăta toate contradicțiile prestației sale în acel film. Vorbea, pe de o parte, cu președintele României Băsescu și cu cel al Moldovei de la acel moment, pregătind o vizită de stat a domnului Băsescu în Moldova. În același clip vorbea cu oligarhul coadă de topor a roșilor Ilan Shor, căruia îi spunea că e foarte fericit că a apărut în viața lui. Tot în clip glumea cu amanta sa pe seama lui Băsescu, spunând că președintele român îi transmite salutări și o îndemna să facă împreună unirea. Mica unire ar spune răutăcioșii. De altfel, amanta sa, Olga Roman, a fugit ulterior din spitalul în care se internase, iar poliția din Moldova n-a reușit să o prindă înainte să fugă din țară. Polițiștii au filat o noapte întreagă apartamentul unde locuia doamna Roman, care lăsase lumina aprinsă, înșelând vigilența acestora. Ea era însă deja plecată la acel moment, iar polițiștii au rămas cu ca în filmele cu proști, cu un apartament gol și cu amanta lui filat, fugită din țară procurorii deschiseseră deja un dosar penal pe numele ei, acuzația fiind că l-ar fi ajutat pe Filat să spele banii furați. Una dintre metode a fost cumpărarea unui Porsche Cayenne pe numele doamnei Roman, cu banii lui Filat. Olga Roman a fost arestată în Dubai în noiembrie 2019 și extradată la Chișinău, dar dosarul împotriva ei a fost închis. Explicația închiderii dosarului e și ea simpatică. Mai mulți martori, inclusiv cumnatul și părinții Olgăi, susțineau că porșul respectiv era cumpărat de fapt din banii dați de ei, din donații și din munca cinstită în construcții făcută la Moscova în ultimii 20 de ani. Toate bunurile confiscate doamnei Roman în 2015 i-au fost returnate, iar ea umblă acum liberă precum pasărea cerului, la fel ca filat. Probabil că cea mai importantă întrebare legată de Filat rămâne cea despre influența sa asupra evoluției Moldovei în anii în care a fost unul dintre cei mai puternici politicieni ai țării. Deși nu e dintre cei care au fost trup și suflet în tabăra pro-rusă, comportamentul și acțiunile lui au fost de multe ori mai degrabă unele în care geopolitica și interesul Moldovei de a merge către vest au fost folosite ca instrument. pentru scopul principal acela de a controla politica, lucrurile și a se îmbogăți. După cum arată exemple de privatizări susținute de Filat și relația sa cu Șor, când era cazul, businessul se putea face și cu rușii sau afaceriști susținuți de aceștia, fără scrupule sau probleme. Dar destul despre Filat. E timpul să trecem la omul care l-a îndepărtat pe acesta de la putere, devenind cel mai important personaj politic din Moldova până la căderea sa abruptă din vârful puterii în iunie 2019. E vorba de Vladimir Plahotniuc, probabil omul care a dat Republica Moldova cel mai mult înapoi în ultimii ani și cel care pentru o vreme a anihilat practic firava democrație de la Chișinău. Plahotniuc, oligarhul care a capturat o țară. De unde venea Plahotniuc? Păi, el susținea că vine din business și că era un om de afaceri de succes. Fostul premier Ion Sturza și fostul președinte Vladimir Voronin au declarat că Plahotniuc fusese sprijinit inclusiv de oameni din regimul ioniliescu și guvernarea PSD a începutului anilor 2000, pentru a-i se deschide uși la Chișinău. Una dintre metodele prin care Plaha, cum era poreclit oligarhul, s-a lansat în afaceri în Moldova a fost preluând conducerea Petrom Moldova, sucursala de la Chișinău a companiei de stat din România, unde omul nostru se înșurubase bine încă înainte de privatizarea acesteia de către OMV în 2004. Ușile deschise mai însemnau și diverse privatizări dubioase, în general de clădiri sau alte proprietăți, pe care statul le dădea lui Plahotniuc pe sume mult mai mici decât valorau ele. Finpar Invest, cea mai veche companie din holdingul de firme ale lui Plahotniuc, deținea o groază de proprietăți valorând 10 de milioane de euro la momentul fugii lui Plahotniuc din Moldova. Printre altele, inclusiv hotelurile Codru și Național din Chișinău, ajunseseră prin această metodă sub controlul lui Plaha. Hotelul Codru fusese vândut cu 3,5 milioane de euro, valoarea de piață fiind de undeva la 20 de milioane de fapt. În 2005, presa vremii arăta cum acesta era acționar împreună cu viitorul președinte ucrainean Petr Poroshenko, doar oligarh la acel moment, la centrul comercial Gemini din centrul Chișinăului. Nici Plahotniuk nu a apărut deci din spuma mării. El construise o relație de prietenie cu fiul președintelui Voronin, Oleg, despre care am discutat în prima parte a clipului, iar relația asta de prietenie se transfera și în afaceri avantajoase pentru ambele părți, de obicei implicând privatizări sau tranzacții în care statul moldovean era cel păgubit, iar banii ajungeau la acești oligarhi. Plahotniuk avea însă și metode mai contondente în arsenal. Tot în 2005 el făcea un mic atac Rider asupra uneia dintre băncile din Moldova, Victoria Bank. Atacul Rider însemna că prin diverse metode, mai mult sau mai degrabă mai puțin ortodoxe sau legale, se încerca schimbarea acționariatului unei bănci. În acest caz, primul pas era făcut de un consorțiu de 5 firme offshore, majoritatea nou create din Marea Britanie și Belize, care cumpărau la început de 2005 28,6% din acțiunile băncii. Una dintre ele cumpărase în 2003 35% din acțiunile Petrom Moldova, controlată de Plahotniuc, din 2001. În octombrie 2005, președintele Victoria Bank, Victor Zurcanu, a fost arestat Acuzația era de luare de mită la acordarea unui credit. Directorul a explicat că totul era o scenare și că motivul erau neînțelegeri între acționari după ce acest pachet de 29% din acțiuni fuseseră preluate de offshore-uri. Omul explica și care e sursa conflictului, dar și cine stătea în spatele tentativei de a-l elimina de la conducerea băncii. A venit Vladimir Plahotniuc, directorul Petrom Moldova, și a declarat că el e proprietarul acestui pachet. Totodată m-a atenționat că intenționează să procure o cotă de 50% 51% din toate acțiunile băncii și să nu încerc să-i creeze obstacole. La refuzul meu au urmat amenințări de genul te distrug complet, îți aranjez declarații împotriva ta de luare de mită, posesie de droguri, arme. Mai mult, directorul sugera că Plahotniuk s-ar fi lăudat că toate instituțiile de justiție sunt la mâna lui și că acțiunea sa e coordonată cu președintele Voronin. Ce doi a dat dreptate ulterior, în 2007, directorului Băncii, spunând că reținerea și detenția sa au fost ilegale. Nu a contat prea tare acest lucru, Plahodniuc devenind președinte al Consiliului de Administrație al Băncii, chiar în locul lui Țurcanu. Mai mult, l-a pus în conducere și pe unul dintre apropiații săi, Vasile Botnari, care va ocupa ulterior, de-a lungul anilor, și diverse funcții politice. Era doar o primă mostră legată de stilul de a face afaceri al lui Plahotniuc, care va avea o abordare asemănătoare și în politică, odată ce va decide să intre oficial și în zona aia. Înainte de asta însă omul nostru a lucrat metodic și la crearea unei poziții solide și în zona media. A început încă din 2005 cu un prim scandal, desigur. Prelua ștafeta în domeniu de la fiul fostului președinte Lucinski, Kiril. Am vorbit de el în prima parte a clipului, dar acum era clar că puterea lui slăbise odată cu dispariția tatălui din prim planul politicii. Cu ajutorul Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Plahodniuc a preluat o licență media care retransmitea celebrul post per Vâi Canal din Rusia, la care mulți moldoveni se uitau. Era încă un exemplu, la fel ca la Victoria Bank, în care Plaha folosise influența asupra instituțiilor statului în beneficiu propriu. Lucinski Junior a protestat în van împotriva respectivei afaceri, unde el era cel păgubit. Un alt moment de consolidare al viitorului Imperiu Media al lui Plahotniuc a fost în 2007, când comuniștii au privatizat posturile publice de radio și televiziune municipale de la Chișinău. Așa a ajuns postul Antena C sub controlul lui Plahotniuc, printr-o serie de firme interpuse. A fost un scandal la acel moment legat de reducerea libertății de exprimare, postul fiind cumva înregimentat politic prin această metodă. Mai era, desigur, și acuzația că vânzarea se făcuse la un preț subevaluat. Nu a contat prea tare, iar cu sprijinul comuniștilor, Plaha mai adăugă o instituție media la cingătoare. Postul a fost redenumit Prime FM în 2010, devenind partea trustului Plahotniuc, unde va exista și televiziunea cu același nume. Tot în 2007 a ajuns în portofoliul media lui Plahoniuc și frecvența unde fusese transmisă din 1990 televiziunea publică din România. În iulie 2007, autoritățile comuniste din Moldova au invocat o datorie a TVR și au sistat emisia. Datoria respectivă era fictivă, iar TVR avea licență până în 2011. Din nou, nu s-au împiedicat oameni de legi și realitate. Iar CNA-ul din Moldova a organizat rapid un concurs Câștigătoarea licenței fiind o firmă controlată de același inevitabil Plaha. Postul se va numi TV2, iar ulterior își va schimba denumirea în Canal 2. Plaha a lucrat temeinic și a creat și o companie în zona de publicitate media. Din nou a fost ceva scandal în noiembrie 2007, când o firmă nou creată, numită Casa Media, i-a scos de la butoane pe cei care controlaseră piața până la acel moment. Treptat, Casa Media a dezvoltat un monopol al publicității media în Moldova, cu o cotă de piață de undeva între 60 și 80%. Cum legislația din Moldova, la fel ca în cazul băncilor, nu obliga firmele din domeniul media să declare beneficiarul real, Plahodniuc a recunoscut că deține acest imperiu media, inclusiv patru televiziuni, de-abia în 2010. Oricum, la momentul în care începuse crearea acestui holding media, presa specula că el lucrează de fapt în tandem cu Voronin Junior și că reprezintă de fapt interesele politice ale comuniștilor și ale familiei Voronin. De altfel, la început de 2008, presa spunea că Plahodniuc, văzut ca un fel de Abramovici de Chișinău și un om apropiat familiei prezidențiale Voronin, a fost pe lista scurtă de persoane avute în vedere de președintele Voronin pentru a fi numite candidat la funcția de prim-ministru. În final, a fost preferată însă Zinaida Greceanăi pentru nominalizare. Oricum, era clar că Plahodniuc avea relații bune nu doar cu președintele și fiul său, ci și cu structurile de forță ale statului, precum și alte organizații cheie publice din Republica Moldova. Presa acelui moment arăta că Plahotniuk avea deja un imperiu destul de diversificat în domeniul afacerilor. Era activ în piața bancară cu Victoria Bank și în energie și petrol cu Petrom Moldova. Avea și afaceri media, dar și domenii diverse, precum industria de sticlă, panificația, comerțul cu tutun și carne, asigurări, hoteluri și cluburi și chiar și aviație. Mulți chiar menționau că el ar putea fi un prim-ministru competent, ignorând desigur conflictul de interese destul de direct între postura de oligarh și cea de politician, dar și scandalurile diverse în care Plaha fusese deja implicat. Era ignorat cumva și ajutorul direct și la limita legii, sau poate chiar dincolo de ea, dat de către familia prezidențială Voronin lui Plahotniuc. Apropo de conflictele de interese în care se băgase președintele Voronin la acel moment, presa spunea că folosise pentru mai mulți ani avioane ale companiei Nobil Air pentru călătoriile în străinătate. Deși Plaha nega, desigur, la adăpostul confortabil al mecanismului firmelor offshore, că ar mai avea vreo implicare în respectiva companie, susținând că o vânduse, ulterior s-a aflat că firma era deținută de un offshore condus de o anume Vera Morozan, nimeni alta decât sora lui Vladimir Plahotniuc. Aparent, președinții moldoveni vor avea petență pentru acest tip de taxi aerian de lux, nu doar Voronin, ci și Igor Dodon, președinte între 2016 și 2020, fiind acuzat că folosise serviciile oferite generos de Plahotniuc cât timp a ocupat funcția. Oricum, pentru Plahotniuc, venise momentul în care urma să se implice direct în politica din Moldova. Deși se speculase multă vreme faptul că el fusese un apropiat al comuniștilor și că chiar era considerat un candidat pentru poziția de prim-ministru, Plahotniuc s-a reorientat destul de rapid după cele două rânduri de alegeri parlamentare din 2009. Din apropiatul familiei Voronin a devenit unul dintre liderii din umbră ai Partidului Democrat din Moldova, PDM, care după alegerile din septembrie 2009 a făcut parte din AIE1, alianța de partide pro-europene, care îi scotea pe comuniști de la putere după 8 ani. De altfel, deși Plahotniuc nu era teoretic membru al partidului, o serie de apropiații ai săi, inclusiv un domn Candu, finul său și reprezentantul acestuia în diverse afaceri, intrase în partid. Candu a fost promovat ulterior devenind între 2015 și 2019 chiar președintele Parlamentului din Moldova. Acesta conducea formal Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova, un fel de ONG afiliat lui Plahotniuk, care încerca astfel să-și mai spele imaginea de om de afaceri controversat. În același timp, Plahotniuk s-a prezentat ca un filantrop, conducător al fundației Edelweiss, care dădea burse celor care studiau și ajuta oamenii sărași din Moldova. Pe de altă parte, metodele mai dubioase ale lui Plahotniuk continuau să funcționeze, de data asta cu directă implicare în politică. Primul scandal major implicându-l pe Plaha a apărut încă înainte ca el să intre oficial în rândurile Partidului Democrat. A fost vorba de alegerea în 2009 a noului procuror general al Moldovei, Valeriu Zubco cel care a demisionat cu scandal în ianuarie 2013. Presa a speculat că alegerea sa în funcție fusese de fapt cumpărată de Plahotniuc, finanțatorul campaniei Partidului Democrat, care a plătit 2 milioane de dolari pentru a-l impune drept candidat, deși teoretic nominalizarea aparținea altui partid din coaliția pro-europeană nou formată, Alianța Moldova Noastră a lui Serafim Urechean, fostul primar al Chișinăului. Zubco a negat permanent că ar fi rudă sau apropiată a lui Plahotniuc. Desigur, atunci și politicienii din acea coaliție au respins zvonurile sau au dat bâlbe încercând să justifice numirea. Peste ani, în 2019, Filat, după ce fusese eliminat din politică chiar de Plahotniuc, recunoștea această mită la nivel înalt dată pentru numirea într-o funcție cheie în justiția din Moldova. Plahotniuc, care păstrase această aură misterioasă în jurul său, fiind omul din umbră în guvernarea comunistă și finanțatorul din spatele scenei al Partidului Democrat, a apărut prima oară la televizor de-abia în mai 2010. Desigur, la Prime TV, unul dintre posturile TV din propriul său trust de presă. Acolo declara nonșalant că are avion privat și că deține hotelul Nobil din Chișinău, precum și diverse afaceri în mass media. Toate chestiile astea le negase cu spor în anii precedenți, dar aparent era deja prea puternic ca să fie tras la răspundere sau sancționat pentru aceste minciuni sau pur și simplu nu-i păsa. Existau deja voci care îl acuzau pe Plahodniuc de practici oculte, mafiote. Printre ele se specula că el are întâlniri cu oameni politici la Nobel Club, o altă parte a imperiului său de afaceri, unde aceștia erau înregistrați fără voia lor. Sergiu Mocanu, fost consilier al lui Voronin și lider al partidului lui Roșca, PPCD, îl a acuza pe Plahotniuc că, de fapt, el e cel care controlează Alianța pentru Integrarea Europeană și că, prin intermediul ei, încearcă să captureze instituții cheie, precum cele din Justiție sau Banca Națională, care să răspundă la codmenzile lui Plahotniuc. Plahotniuc e numele regimului instalat la putere după ultimele alegeri parlamentare în Republica Moldova, iar esența acestui regim este politico-mafiotă. Deosebirea dintre regimul lui Voronin și actualul regim al Alianței pentru Integrarea Europeană este că atunci mafia era sub control politic, iar acum politica e sub control mafiot. Plaha a negat aceste acuzații, dându-l chiar în judecată pe Mocanu pentru acuzații. Iar liderii Partidului Democrat acuzau că acesta era al lui filat. În toamna lui 2010, Plahodniuc începe definitivarea preluării Victoria Bank printr-un nou atac rider asupra băncii. De data asta, el îi deposedează de acțiuni chiar pe foștii săi parteneri și reprezentanți din 2005, Victor și Viorel Zopa. Atunci preluaseră împreună banca. Acum însă, ei au fost victimele offshore-ului din Belize, Atrium Limited, prin care Viorel Zopa obținuse acțiuni la Victoria Bank și era deposedat în noiembrie 2010 de acțiuni printr-o schemă la care participa și un judecător. Ulterior, Țopa a reclamat că acesta luase decizia în favoarea lui Plahotniuc. Schema era simplă. Prin decizie judecătorească, offshore-ul Atrium Limited era obligat să plătească o datorie către un alt offshore, Folignor, din Africa de Sud. Apoi judecătorul stabilea sechestru asupra cotei de acțiuni deținute de Atrium la Victoria Bank, dar și a altor bunuri ale offshore-ului din Belize, pentru o datorie de 6,6 milioane de dolari. Toată schema s-a finalizat în aprilie 2011, când aceeași judecătorie hotăra transferul acțiunilor de la Victoria Bank către noua companie. Așa rămânea țopa cu un offshore cam golaș, fără principalul său activ, respectivele acțiuni bancare. Viorel Țopa avea o explicație destul de greu de crezut, de o naivitate teribilă, dacă era sinceră, despre ce se întâmplase. În 2005 nu cunoșteam cine e Plahotniuk și îl prezumam drept persoană de bună credință. Atunci nimeni nu știa cine e Plahotniuk și de ce e capabil. Plahotniuk a început să se manifeste mai târziu și atunci am decis să ne separăm, fie să plece el din bancă, fie noi. În timpul cât el imita discuțiile despre separare, Plahotniuk ne-a furat acțiunile. Celor doi țopali s-au deschis ulterior și dosare penale, iar în 2011 și 2012 ei au fost condamnați pentru șantaj chiar legat de preluarea acțiunilor de la Victoria Bank, dar și fraudă bancară. Ei fugiseră însă deja la acel moment în Germania, de unde n-au mai revenit în Moldova nici până în ziua de azi. Deși au cerut în 2020 anularea sentințelor primite, spunând că ele fuseseră făcute de justiția servită de la acel moment al lui Plahotniuc, cererile lor au fost respinse de Curtea Supremă de la Chișinău. Oricum, era încă un triumf pentru Plahotniuc, care în paralel cu luptele economice, intra la propriu și în competiția politică. Cu doar 8 zile înainte de alegerile parlamentare din 2010, în ultimul moment în care se puteau face schimbări pe listele electorale, Plaha apare pe listele de candidați ale PDM devenea astfel pentru prima oară un om cu o funcție oficială politică în statul moldovean, cea de deputat în Parlament. După alegeri, presa a speculat că, de fapt, decizia finală legată de ce versiune de coaliție urma să formeze era la Plahotniuc. El și Partidul Democrat urmând să aleagă un parteneriat cu comuniștii și o alianță cu PLDM-ul lui Filat și alte partide pro-europene. În final, după o lună de negocieri, PDM cu cei 15 deputații ai săi încheie un pact cu partidul lui Filat, care rămânea prim-ministru. Presa observă încă de atunci că va fi greu ca Filat și Plahotniuc, doi politicieni cu interese puternice de afaceri, să coabiteze la putere. Plahotniuc devenea și prim-vicepreședinte al Parlamentului, o funcție ciudată, creată special pentru a satisface orgoliul oligarhului și dorința sa de putere. Marian Lupu, președintele în acte al PDM, devenea președintele Parlamentului, devenind și președinte interimar al țării. După ce coaliția s-a instalat ferm la putere, scandalurile de corupție au continuat în floare. Nu doar că justiția nu era depolitizată de noua putere, ci părea mai ferm sub control politic decât fusese pe vremea comuniștilor. Era un tip original de reformă la care se gândise coaliția AIE-2. Deja în vara anului 2011, lupta între cei doi oameni Cheie, Filat și Plahotniuc începuse. În august, Filat a acuzat o nouă serie de atacuri rider, de data asta la patru bănci și o companie de asigurări din Moldova. Erau vizate Moldova, Agroind Bank, Universal Bank, Banca de Economii și Victoria Bank și compania de asigurări Asito. Metoda era cea clasică firme offshore făceau plângeri în spațiul CSI legate de diverse datorii pe care companii care erau acționare la respectivele bănci le-ar fi avut către ele. Firmele astea, cu acționari moldoveni sau ucraineni, veneau apoi cu hotărârea de arbitraj luată în spațiul CSI și o prezentau unui judecător potrivit din Moldova. Acesta legaliza apoi tranzacția, permițând practic transferarea acțiunilor către noile companii. Cam ce făcuse deja Plahodniuc la Victoria Bank încă din 2005. Doar doi judecători din 12 care au fost implicați în legalizarea acestor scheme au fost anchetați, iar unul singur a fost condamnat cu suspendare. Asta deși au fost cazuri în care judecătorii au legalizat copii xerox sau în care ar fi judecat o cerere depusă împotriva unor persoane decedate. Teoretic, guvernul filat a și acționat pentru a evita astfel de situații pe viitor. Era vorba de modificarea legilor pentru a nu permite executarea unor hotărâri judecătorești până nu deveneau definitive, dar și transferul pachetelor de acțiuni doar cu avizul Băncii Naționale a Moldovei. Toate măsurile fuseseră luate însă destul de tardiv, după ce schemele de escrocherie se întâmplaseră. Capitalismul moldovenesc rămânea la acel moment unul destul de sălbatic, în care acționarii reali ai băncilor erau încă necunoscuți, ascunzându-se după protecția formulei companiilor offshore. Nici Banca Națională nu putea spune exact cine sunt acționarii băncilor din sistem, din cauza lipsei de transparență. Prim-ministru Filat, care spunea că a aflat de atacuri de la conducerile băncilor, nu spunea explicit cine ar fi în spatele acestor acțiuni, făcea însă acuzații voalate. Sunt două genii care pot face astfel de lucruri în Moldova. După amvergură și arhitectura planului, am impresia că au și lucrat împreună la aceste cazuri. Cumva ridicol? filat ca șef al guvernului, acuza anumite instituții ale statului, inclusiv procuratura, instituțiile de supraveghere financiară și serviciul de informații, că nu și-au făcut treaba. Nu demisiona însă și nici nu încerca să ia taurul de coarne, spunând explicit cine ar fi fost cei care organizaseră atacul Raider, dar presa spunea că cele două persoane la care se referea Filat erau Plahotniuc și un controversat om de afaceri și fost deputat, Vyacheslav Platon. Erau deci implicate fix cele trei personaje ale acestui clip. Cei doi, Plaha și Platon, parteneri la acel moment, ar fi controlat o serie de procurori și judecători, mai ales din cadrul instanțelor economice, obținând astfel sentințe favorabile de la aceștia și blocând actul de justiție atunci când acesta le era nefavorabil. Partenerii lui Plahotniuc de la guvernare, inclusiv Filat, nu au încercat însă vreo acțiune concretă de a scoate justiția de sub influența acestuia sau de a rupe coaliția de guvernare din cauza acestor acuzații de corupție. După cum am văzut, Filat avea și el o serie de interese de natură economică pe care și le urmărea. Între timp, în 2011-2012, apar diverse detalii dubioase, noi, despre Plahotniuc. Întâi că se descoperă că avea două identități, având și numele de Vlad Ulinici în România. Apoi, în 2012, presa arată că el era în vizorul Interpol Italia pentru o asociere cu grupuri criminale crimă organizată și spălare de bani. Se vorbea inclusiv de legături cu gruparea moscovită mafiotă Solnțevskaya, unde era asociat și unul dintre cei mai celebri mafioți moldoveni, Karamalak, un mândru hoț în lege care fugise în Rusia din Moldova încă din 1998, unde a primit statutul de refugiat și cetățenia rusă. Ministrul de interne din guvernul filat al acelor vremuri, Dorin Recean, care a devenit recent prim-ministru, confirma atunci că Plahotniuk era în vizorul Interpol. Mai mult, spunea că din dosarul deținut de autoritățile moldovene lipseau mai multe pagini, fără să explice cum dispăruseră. Aparent, în filele rămase se descria fix acea legătură speculată de presă între Plaha și mafia rusă Solnțevskaya. Plahotniuc și procurorul general Zubco, protejatul său, respingeau însă existența unei anchete din partea Interpol. Plaha se cam încurca în explicații. Întâi a zis că se voia compromiterea unei vizite a sa în Italia. Exact în momentul în care se lansa această minciună, eu eram chiar în Italia, într-o vizită oficială. Mă întâlneam cu reprezentanța ai conducerii țării. Deci era absolut logic că o asemenea informație nu putea fi adevărată. Ea a fost lansată cu scopul de a discredita vizita mea în Italia. Mai târziu spunea că există totuși o investigație Interpol, dar că ar fi cumva o neînțelegere. Motivul ar fi fost că a aterizat cu un avion charter într-o zonă unde mari oameni de afaceri din Rusia au făcut achiziții de imobile. Deși comuniștii au încercat în noiembrie 2011 să-l demită din poziția de prim vicepreședinte al Parlamentului, majoritatea parlamentară l-a susținut în continuare pe Plahotniuc, Conta mai mult stabilitatea coaliției decât compromiterea prestigiului și așa firav al instituției Parlamentului prin asocierea cu acesta. Acțiunile de tip Rider ale lui Plaha au continuat și în 2012, nestingerite. Chiar guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, explica faptul că 18% din Banca de Economii, deținută majoritar de stat la acel moment, fusese preluate ilegal de companii offshore. Banca Națională încerca să se blocheze numirea de oameni în Consiliul de Administrație din partea noilor acționari, dar hotărârea fusese anulată de Curtea de Apel Chișinău. Hotărârea respectivă ar fi fost ilegală conform lui Drăguțanu. Și ministrul de finanțe constata, paradoxal, cumva neputincios, că atacurile Raider la bănci continuă, nefiind topate. Explica cum acționarii noi intră în Consiliul de Administrație, apoi influențează luarea unor decizii nefavorabile statului. Acționarii prejudiciați arătau că în spatele schemelor se afla Vladimir Plahotniuc, fără ca acesta să fie anchetat sau măcar deranjat de vreo instanță. Un economist explica succint schema de bătaie. Noii acționari preiau acțiuni contra unor datorii fictive în baza unor decizii judecătorești, pe urmă acest pachet este divizat în altele mai mici pentru a nu fi în conflict cu legea primind instituțiile financiare și se transmit din nou prin intermediul instanței altei persoane care se consideră cumpărători de bună credință. Persoanele din spatele acestei afaceri sunt încrezuți în sine, au influență asupra judecății și nu se tem de lege. Putem presupune, fără ca cineva să poată demonstra acest lucru, că e vorba de cineva de la vârful puterii. Și șeful misiunii femeii din Moldova urmărea lucrurile cu atenție și preocupare, fără să aibă vreo soluție legată de problemele descoperite la Banca de Economii. Cerea însă dezvăluirea proprietarilor reali ai băncilor din sistem, mai ales având în vedere tentativele recente de preluare netransparentă a controlului asupra anumitor bănci nu s-au luat însă decizii pentru a rezolva aceste probleme care s-au acumulat și au explodat la final de 2014 când a bubuit povestea legată de furtul miliardului. Totuși, așa cum am povestit anterior, Filat a încercat în februarie 2013 să tranșeze cumva disputa cu Plahotniuc în favoarea sa. Împreună cu comuniștii, PLDM-ul lui Filat a votat o moțiune pentru demiterea lui Plaha din poziția special creată pentru el, tocmai din cauza acuzațiilor de corupție. El rămânea însă parlamentar și avea în continuare imunitate. Cum am văzut, în aprilie 2013, criza dintre Filat și Plahotniuc fusese deja rezolvată, iar Filat era cel care pierdea mai mult teren fiind înlocuit din poziția de prim-ministru de Iurie Leancă. Parteneriatul respectiv a continuat până la alegerile parlamentare din noiembrie 2014. Înainte de alegeri, s-a speculat din nou, la fel ca în 2010, că ar putea exista varianta unei alianțe între democrații lui Plahotniuc și comuniștii lui Voronin, ca alternativă la coalițiile pro-europene, care se dovediseră a fi destul de disfuncționale. De altfel, înainte de alegere, a avut loc o scindare a comuniștilor, cauzată inclusiv de decizia de a renunța la atacurile la adresa lui Plahotniuk, care devenise deja cel mai mare oligarh din Moldova și acumulase deja ceva capital electoral negativ. Comuniștii erau însă în pierdere de turație, fiind concurați pe palierul pro-rus de către socialiștii conduși de defectorii comuniști greceanăi și Dodon. Plahotniuc a folosit abil și o serie de mecanisme electorale la limita legii pentru a maximiza propriul avantaj. A apărut astfel pe listele electorale o clonă a Partidului Comuniștilor cu același acronim, PCRM, care a produs ceva confuzie în rândul electoratului, reducând din voturile și mandatele comuniștilor. La fel a procedat și cu partidul lui Usatăi, care a fost blocat din a candida la respectivele alegeri din cauza unor chichițe juridice procedurale și a unor acuzații de finanțare ilegală neprobate în final. Rezultatul final din 2014 a fost unul destul de strâns, cu 5 partide intrând în Parlament. Socialiștii lui Dodon aveau 25 de mandate, partidul lui Filat avea 23, comuniștii lui Voronin rămâneau cu 21, cel mai prost scor de când participau la alegeri, iar democrații lui Plaha erau pe locul 4 cu 19 mandate. Deja presa și politicienii speculau că visul lui Plahotniuc de a deveni prim-ministru putea deveni realitate printr-o coaliție largă cu toate partidele, mai puțin socialiștii. Se zvonea deja că Plahodniuc ar fi început divizarea celorlalte partide parlamentare, tocmai pentru ca oligarhul moldovean să obțină controlul asupra majorității parlamentare, dar și poziția de șef al guvernului. În presă, speculațiile continuau, cu ideea că cei care se vor opune acestui tip de aranjament ar putea fi arestați sau amenințați cu folosirea justiției împotriva lor, tocmai pentru că Plahotniuc controla deja această parte a puterii. În final s-a ajuns și la o coaliție între PDM și PLDM, iar comuniștii au votat în Parlament investirea în respectivului guvern. Prim-ministru nu a fost Plahotniuc, ci Kiril Gaburici. Era clar însă că era deja un guvern marca Plahotniuc și că epoca sa de dominație de bea începea. Pe lângă negocierile politice, în noiembrie 2014 bubuise deja scandalul legat de furtul miliardului de dolari din băncile moldovenești, care fusese de fapt o schemă de spălare de bani. Firmele fantomă luau credite de la cele trei bănci implicate, apoi foloseau banii respectiv pentru a lua noi credite, în timp ce o altă parte a banilor era furată, fiind transferată prin bănci străine, în principal din Letonia, către diverse offshore-uri. Mecanismul și o parte din detaliile sale sunt explicate în două rapoarte realizate de firma de investigație financiară Kroll, făcute la cererea Băncii Naționale a Moldovei în aprilie 2015 și decembrie 2017. Confrontate cu dezastrul aferent scandalului, în care practic o sumă echivalentă cu 12% din PIB-ul țării fusese furată în doar 3 ani, echivalentul a peste 60 de miliarde de euro în România anului 2023, guvernul Leancă dăduse o hotărâre care direcționa 9,5 miliarde de lei moldovenești din rezervele băncii centrale pentru a compensa pierderile avute de acestea din cauza creditelor neperformante și extragerii fondurilor din cele trei bănci implicate în furt. Guvernul Gaburici va completa această sumă cu încă 9,4 miliarde garanții de stat pentru a evita implozia sistemului bancar. Efectul a fost dezastruos, nu doar pentru economie, care a înregistrat o recesiune în 2015 și o deteriorare a cursului de schimb leu-dolar de peste 40%, ci și reputațional. Moldova devenea țara aia săracă și bananieră, unde s-a furat cumva un miliard de dolari. În vara anului 2015, Banca Mondială suspenda finanțarea externă de 45 de milioane de dolari pentru Moldova. Directorul Băncii Mondiale pentru Republica Moldova explica subcint ce gândeau vesticii. Ar fi ilogic și irresponsabil ca Banca Mondială să transfere în bugetul Moldovei banii acționarilor săi prin ușa din față, în timp ce există riscuri ca sume și mai mari de bani publici să fie pierdute prin ușa din spate, din cauza fraudelor și corupției din sectorul bancar. Și reprezentanții UE au decis ceva similar legat de ajutorul lor pentru Moldova, de 40 de milioane de dolari. Moldovenii sufereau deci pe toate planurile din cauza corupției, și furați, și cu banii investiți luați, practic. Bonusul era o prăbușire a nivelului de trai. Nu e deci de mirare că au existat proteste serioase de stradă în anul 2015, oamenii fiind exasperați de ce turnură luaseră lucrurile. Cum am povestit deja, guvernul Gaburici a demisionat rapid după ce s-a descoperit că prim-ministrul își falsificase studiile. A urmat un alt guvern, marca Plahotniuc, de data asta condus de Valeriu Streleț. Nici acesta n-a schimbat mare lucru, fiind departe de a rezolva criza din sistemul bancar, dar și de a oferi perspective pentru reluarea discuțiilor cu finanțatorii vestici, FMI, Banca Mondială și UE. Între timp, în septembrie 2015, demisiona și guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, care probabil pleca într-o vacanță bine meritată pentru a contempla dezastrul lăsat în urmă. Forțele pro-ruse jubilau, arătând că integrarea europeană era o utopie în condițiile astea, iar rezultatul eliminării comuniștilor de la putere în 2009 nu fusese aderarea la UE, ci furtul unui miliard de dolari din Moldova. Chiar și politicienii europeni erau exasperați de cum mergeau lucrurile la Chișinău, unde ideea de integrare europeană era cam compromisă. Fostul comisar pentru extindere, Ștefan Fule, chiar remarca amar că e posibil ca oligarhizarea Moldovei să se fi petrecut sub pretextul nevoii de a susține coaliții pro-europene la putere, oricât de corupte ar fi fost acestea. Unii dintre noi, venind în țara dumneavoastră și văzând multiple steaguri europene, începem să ne întrebăm: nu ne folosiți cumva pe noi în calitate de alibi pentru a promova o politică ce n-are nimic în comun cu Uniunea Europeană? Era deci o concluzie amară ce poate fi trasă legat de toată perioada asta de cădere în oligarhizare a Moldovei. Chiar dacă nu era explicit pro-rus, metodele și acțiunile lui Plahotniuc țineau Moldova departe de integrarea europeană cu toate declarațiile sfărăitoare ale elitei politice de la Chișinău. Am văzut cum în octombrie 2015 Plahotniuc a rezolvat și ecuația filat, îndepărtându-l de la putere pe acesta și aranjând băgarea sa la pușcărie. Paradoxal, în ciuda scandalurilor și a protestelor, și deși nu era un politician popular, puterea lui Plahotniuc crescuse și sistemul creat de el urma să devină și mai solid cu filat eliminat, singura potențială contrapondere la puterea politică a lui Plaha dispăruse, iar el urma să aibă controlul aproape total asupra statului capturat Moldova pentru următorii trei ani și jumătate. Era clar că lucrurile vor merge mai prost, nu mai bine, cel puțin legat de corupție și investigarea corectă a infracțiunilor de acest tip. Omul nostru, Plaha, și-a văzut însă de treabă, iar acum avea nevoie de instalarea unui nou guvern și o nouă alianță. Guvernul condus de prim-ministru Streleț de la PLDM fusese demis în octombrie 2015, iar de data asta, Plahotniuk a folosit o strategie mai neortodoxă. A construit omul nostru o majoritate ca la Lego, desprinzând din două grupuri parlamentare deputații necesari pentru a face o majoritate. Nu era ceva nou. O idee asemănătoare fusese folosită în România pentru a crea o nouă majoritate parlamentară după alegerile prezidențiale din decembrie 2009. În decembrie 2015, 14 deputați comuniști au părăsit partidul, alăturându-se deputaților democrați pentru formarea unui nou guvern. Era clar că prim-ministru va fi unul de la democrați, mai ales că a urmat anunțul că erau 8 traseiști și de la PLDM partidul lui Filat, care tocmai ce fusese arestat și eliminat din politică. Împreună cu deputații Partidului Liberal, ei aveau voturile necesare în Parlament pentru a trece un nou guvern. Se crea deci, prin șantaj și traseism politic, ceea ce presa a intitulat Alianța pentru Plahotniuc în lipsa unei formule oficiale de a denumi noua coaliție. Mai rămânea doar discuția legată de persoana ce urma să fie desemnată pentru poziția de premier al Moldovei. Din nou, Plahotniuc își dorea funcția, iar de data asta avea toate motivele să creadă că o va obține. Partidul Democrat l-a nominalizat oficial ca prim-ministru pe 13 ianuarie 2016, însă președintele Nicolae Timofti a refuzat candidatura. El a motivat refuzul prin decizia luată de Parlament în februarie 2013 prin care Plahotniuc era acuzat de acte de corupție. Timofti, susținând că o persoană cu un asemenea istoric nu poate deveni premier, neîndeplinind criteriile de integritate necesare pentru îndeplinirea funcției respective. În prealabil, Curtea Constituțională, aflată sub controlul oligarhului Plahotniuk, îl obligase printr-o decizie pe președintele Timofti să nominalizeze un candidat din partea majorității parlamentare care se formase cu ajutorul traseiștilor. Timofti a respins însă această decizie, cerând o altă nominalizare. Președintele îl propusese anterior ca premier pe Ion Sturza, care fusese prim-ministru pentru scurtă verme la finalul anilor 90. Sturza a recunoscut că sunt șanse mici să fie votat, pentru că Plahotniuc se opune acestei confirmări în Parlament. El a acuzat și că președintele Timofti fusese șantajat și amenințat cu suspendarea din funcție pentru refuzul de a-l nominaliza pe Plahotniuc. Și președintele Timofti a vorbit despre șantaj în discuții cu ambasadorii țărilor UE la Chișinău, în mod curios, la părăsirea funcției, în decursul acelui așa, Timofti spunea că regretă acuzațiile făcute la adresa lui Plahotniuc, spunând că fusese greșit informat. Sturza a susținut ulterior, într-un interviu, că existase chiar un plan făcut împreună cu parteneri externi pentru eliminarea lui Plahotniuc încă de la acel moment, implicând arestarea sa într-un aeroport dintr-o țară UE, pentru acuzații de corupție. Tot el susținea că acest scenariu a picat din cauza răzgândirii partenerilor vestici implicați în respectiva operațiune și presa a spus că planul respectiv de nominalizare a doua oară a lui Sturza fusese abandonat la cerința cancelariilor occidentale. Victoria Nuland, asistentul secretarului de stat al SUA pentru afaceri europene și euroasiatice, făcuse declarații în acest sens chiar pe 19 ianuarie, imediat după ce criza de la Chișinău se rezolvase. Presa nota că fusese un compromis greu de înghițit și potențial periculos. Totul pentru a evita venirea la puterea forțelor proruse. Washingtonul și Bucureștiul susțin majoritatea încropită în Parlament de Partidul Democrat. Occidentul a ales răul cel mai mic, întrucât, dacă ar fi avansat criza și s-ar fi declanșat alegerile anticipate, potrivit experților, la putere ar fi ajuns cu siguranță forțe proruse. În final, după două zile de la refuzul președintelui de a-l nominaliza pe Plahotniuk pentru poziția de prim-ministru, s-a ajuns la un compromis. Noua majoritate l-a propus pe Pavel Filip un fost manager al fabricii de bomboane Bucuria, la fel ca prim-ministru de pe vremea comuniștilor Tarlev. Plahotniuc își vedea dorința de a ajunge prim-ministru refuzată și era unul dintre puținele momente în care puterea sa în Moldova nu părea absolută. Pe de altă parte, el rămânea încă o dată în picioare după un moment critic, iar partenerii vestici, inclusiv România, tolerau continuarea capturării statului de către Plahotniuc, argumentul folosit fiind cel al răului cel mai mic. Nu era cea mai ușoară decizie de luat, mai ales că alternativa alegerilor anticipate nu era prea plăcută, existând șanse ca Partidul Socialiștilor, potențial împreună cu Partidul lui Renato Usatăi, care crescuse în sondaj pe baza nemulțumirii populare, să formeze noul guvern în urma alegerilor. Moldova era cumva prinsă între pericolul oligarhizării și cel al reîntoarcerii la dominația forțelor proruse, decizia luată a dus însă la continuarea capturării statului de către Plahotniuc și Gașca sa. Guvernul Filip a rezistat peste trei ani în funcție până la următoarele alegeri din februarie 2019. Ajuta probabil la stabilitate și faptul că majoritatea nou creată se menținea la putere folosind toate resursele avute la dispoziție de la șantaj la mită. Liderul comunist Voronin acuza o serie de foști deputați comuniști că încercaseră racolarea celor care rămăseseră în opoziție, fiind vehiculată suma de 300.000 de euro pentru a trece în tabăra puterii. De-abia în iulie 2022, la șase ani de la comiterea faptelor, unul dintre deputații acuzați de această încercare de racolare pe bani, Eugen Nichiforciuc, a fost pus sub învinuire pentru aceste fapte. Desigur, nu există încă o decizie nici în cadrul acestui proces, justiția nefiind punctul forte al moldovenilor nici în ziua de azi, cam la fel ca în țara soră România. Între timp, deputat comunistă Elena Bodnarenko, ținta racolării nereușite și principalul martor la acuzării, a decedat. Plahotniuc continua în acest timp să domine nestingerit politica din Moldova. În decembrie 2016, el prelua și formal poziția de președinte al Partidului Democrat cu votul unanim al delegaților. Sugestiv, Pavel Filip, care era prim-ministru, era subordonatul său fiind ales prim vicepreședinte al PDM. Cei 14 deputați trase aici de la comuniști s-au alăturat și ei formal Partidului Democrat în martie 2017. PDM devenea astfel cel mai mare partid din Moldova, având cei mai mulți deputați în Parlament. Cei 14 au fost ulterior cercetați pentru o îmbogățire ilicită, fiind acuzați de primirea între 200 și 300 de euro fiecare pentru a pleca de la Partidul Comuniștilor și a ajuta la formarea unei noi majorități parlamentare. Între timp, în ianuarie 2023, dosarul respectiv a fost clasat din lipsă de probe. În anii ce au urmat, Plahotniuc și-a consolidat controlul asupra statului. Peste ani, în octombrie 2022, la mai mult de trei ani de la pierderea puterii și fuga din Republica Moldova, Departamentul de Stat al SUA îl punea pe lista sa de sancțiuni. Printre motivele pentru includerea sa în lista respectivă de sancțiuni se află o descriere a ce a continuat Plahotniuc să facă în cei trei ani până în iunie 2019, când a pierdut puterea. Americanii spun că a folosit organele de drept pentru a fabrica dosare vizând rivalii politici și de afaceri, dar și funcționarea ai guvernului pentru a corupe oamenii legii și a le păstra loialitatea. Totul pentru a păstra controlul asupra Republicii Moldova. Departamentul de stat al SUA îl acuză și de implicare în controversata decizie judecătorească de anularea alegerilor din 2018 din Chișinău, unde poziția de primar fusese câștigată de reformistul pro-european Andrei Năstase. Acuzele continuă cu cele legate de controlul asupra mass media, care i-a permis să-și părească influența și capacitatea de a presa și controla guvernul și majoritatea parlamentară. Plahoniuc era acuzat și de aranjamente corupte cu oficialii din Guvernul Republicii Moldova al acelei perioade, 2016-2019. De altfel, din aceleași motive, UE a și înghețat contactele cu puterea de la Chișinău, întâi negocierile politice din cauza stagnării reformelor din justiție în 2017, apoi asistența financiară în 2018. O analiză a Procurorului General al Moldovei din februarie 2020 arăta că ar exista numai puțin de 38 de dosare politice create prin implicarea lui Vladimir Plahoniuc. Existau suspiciuni cu privire la urmărirea ilegală și pe motive politice a diverse persoane din Republica Moldova, totul la îndemnul oligarhului suprem care controla politica, justiția și presa acelor vremuri. Să nu uităm că ajunsese la performanța de a controla, direct sau prin interpuși, patru din cele cinci canale TV cu acoperire națională din Moldova, inclusiv canalele Fanion ale grupului său media Prime și Publica. El a încercat să controleze inclusiv sistemul electoral. Asta pentru că, din păcate pentru el, alegerile democratice nu puteau fi anulate. Majoritatea parlamentară aflată sub controlul lui Plahotniuc modificase sistemul electoral, creând unul mixt, ceva asemănător cu sistemele de vot avute în România în 2008 și 2012, care îl înlocuia pe cel proporțional de la precedentele rânduri de alegeri. Se elimina și pragul de validare al alegerilor, iar în ziua alegerilor se organiza un referendum populist, propus de Plahotniuc personal, cu două întrebări legate de reducerea numărului de deputați de la 101 la 61 și pentru revocarea deputaților de către popor. Scopul întrebărilor de la referendum, pentru care a militat desigur Partidul Democrat, era de a atrage voturile ale electoratului nemulțumit fix către cei care erau principalii responsabili pentru corupția din ultimii ani, și lipsa de perspectivă a Moldovei legată de integrarea în UE. Era un paradox, dar arăta pericolul folosirii instrumentului referendumului atunci când la putere sunt lideri autoritari și populiști. Cu toate aceste găselnițe și cu controlul asupra media, dar și cu măsurile economice populiste din ajun de alegeri, pentru creșterea pensiilor și salariilor, Plahotniuc și PDM au obținut doar 30 de mandate la alegerile parlamentare din februarie 2019. Oricât au încercat ei, n-au devenit cu adevărat populari în rândul maselor. Erau însă pe locul 2 după socialiștii lui Dodon. În parlament mai intraseră și două formațiuni noi. Blocul Acum, format din Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS, și Platforma Dreptate și Adevăr, DA, dar și Partidul Șor, partid al oligarhului cu același nume, care nu se mai chinui să găsească vreo denumire pentru partidul pe care îl crease. Comuniștii erau pentru prima oară în afara Parlamentului din în 1998 încoace. Deși PDM și Plahodniuk spunea public că vedea rezultatul ca pe o victorie și o izolare a partidelor rusofone, ei negociau de fapt în secret o alianță chiar cu acestea. Lucrurile n-au mers însă așa cum ar fi dorit Plaha în timpul negocierilor cu socialiștii. Aceștia au preferat o alianță cu blocul ACUM, condus de Maya Sandu, fost ministru al educației în mai multe guverne pentru a-l debarca pe Plahodniuc de la putere. Negocierile au avut loc cu participarea reprezentanților marilor puteri cu interese în Moldova, respectiv SUA, UE și Rusia, care ajunseseră la un acord pentru eliminarea oligarhului ce capturase țara. Răul cel mai mic devenea acum, pentru Vestici, alianța cu socialiștii rusofoni. Totul pentru a elimina corupția de la cel mai înalt nivel al puterii la Chișinău. Pe 8 iunie 2019, această alianță temporară a înaintat-o pe Maia Sandu ca propunere pentru funcția de prim-ministru. Ea a și fost votată de Parlament. Numirea a fost însă contestată la Curtea Constituțională de Partidul Democrat, ce spunea că ea nu fusese făcută în termenul propus de Constituție, de trei luni de la validarea alegerilor, ce a avusese loc pe 9 martie 2019. Curtea a spus că guvernul Filip era cel legitim și l-a suspendat pe Igor Dodon, ales în funcție încă din 2016, din poziția de președinte al Republicii Moldova. Pavel Filip a fost desemnat președinte interimar și a convocat alegeri anticipate prezidențiale și parlamentare pentru 6 septembrie 2019. Pentru câteva zile, Republica Moldova a avut două guverne. De data asta însă, dinspre partenerii externi, bătea în mod clar vântul schimbării. Pe rând, guvernele Rusiei, Franței, Germaniei, Poloniei, Suediei și Marii Britanii au recunoscut-o pe Maia Sandu ca premier legitim. Plahotniuc a fost nevoit să cedeze puterea. Era în sfârșit înfrânt. Curtea Constituțională revizuia deciziile anterioare, Partidul Democrat trecea în opoziție, iar pe 15 iunie 2019, Vlad Plahotniuc, care fusese cel mai puternic om din Moldova pentru mai mulți ani, pleca din țară. În ciuda unor declarații din 2022 în care spunea că ar reveni în politica din Moldova, Plahotniuc nu s-a întors deocamdată în Moldova și nici nu sunt mari șanse să se întâmple asta ar fi și greu să o facă, având în vedere că pe numele său sunt deschise mai multe dosare penale. Unul vizează participarea sa în frauda bancară numită furtul miliardului, acolo unde a început judecata în lipsa inculpatului în august 2022. Plahotniuk este acuzat de primirea a peste 40 de milioane de euro din banii luați drept credite de la cele trei bănci devalizate prin intermediul unor firme fondate de Ilan Shore. Un alt caz vizează constituirea unui grup infracțional organizat la compania de stat Metalferos unde prejudiciul ajunge la peste 736 de milioane de lei moldovenești, tot cam 40 de milioane de euro. El e acuzat și de spălare de bani în alt dosar. Astea toate sunt în Moldova. În Rusia există un dosar deschis pe numele lui unde este inculpat alături de omul său de încredere, fost luptător, transformat în parlamentar semi-alfabetizat, Constantin Tsuțu, de trafic de droguri pe o rută ce leagă Africa de Nord de Rusia. Acuzații pe care Plahodniuc l-a respins ca fiind invenții și o vendetă politică din partea rușilor. Tot în Rusia e acuzat de implicare în londromatul rusesc, dar despre asta vom vorbi când îi vine rândul lui Platon la vorbitor. În aceste cazuri, procurorii au pus secrestru pe anumite bunuri deținute de Plahodniuc în Moldova, primul dintre ele fiind pus în octombrie 2019 pe o sumă de 55 de milioane de lei. În mai 2020 au fost pus puse sub sechestru și 10 dintre imobilele deținute de Plahotniuc, în valoare de 33 de milioane de lei. În august 2022, o instanță din Franța a pus sub sechestru o vilă din orașul Schiez, aparținând oligarhului, în valoare de 4,2 milioane de euro, adică 83,5 milioane de lei moldovenești e o mică parte din ceea ce controlează și ce a furat de-a lungul vremii Plahotniuc. Iar până la o decizie finală în instanță, care întârzie, aceste bunuri nu pot fi confiscate. Nu e din păcate clar dacă Plahotniuc va fi adus vreodată în fața justiției din Moldova pentru a răspunde pentru infracțiunile comise. Nici măcar nu se știe cu exactitate unde este. Unii spun că e în SUA, alții că se află în Turcia sau Dubai, ba chiar că a fost văzut în România. Fostul ministru al justiției, Sergiu Litvinenko, spunea în ianuarie 2023 că Plahodniuc ar fi în Ciprul de Nord și că discuțiile legate de o posibilă extrădare sunt dificile, mai ales că zona nu e controlată de autoritățile cipriote. Interpolul a refuzat cererile procurorilor moldoveni de dare în căutare internațională a lui Plahodniuc, pe numele căruia e emis un mandat de arestare în Moldova. Singura soluție ar rămâne deci aceea a negocierilor bilaterale pentru extrădare. Asta dacă se află până la urmă unde e localizat oligarhul fugar. Platon, cum să speli 20 de miliarde de dolari? Înainte de a termina capitolul ăsta din povestea cu Moldova, mai avem un personaj de trecut în revistă în povestea noastră. El e probabil cel mai puțin politician dintre toate personajele analizate în clipurile dedicate cozilor de topor rusești, dar probabil cel mai priceput dintre toți la excrocherii și atacuri rider. E vorba de Viaceslav Platon, poreclit și riderul numărul 1 din spațiul CSI, adică zona sovietică. Înainte de cariera politică, el se ocupase de diverse combinații financiare și cum era multilateral dezvoltat, omul activase în domenii diverse. Se băgase atât în domeniul bancar, cât și în cel de asigurări, care urma să fie punctul său forte. Dar presa spunea că intrase și cu atacuri rider de preluare a companiilor și în agricultură sau energie. Era deja celebru în presa de la Chișinău și Kiev pentru sumele uriașe pe care le câștigase la nici 35 de ani. Un ziar din Moldova spunea în 2008 s-a copt și a început să aducă venituri colosale. Numai din litigii pe care le-a inițiat cu companiile străine urmează să încaseze aproximativ 400 de milioane de dolari. Acestea sunt sumele pe care le va primi fără a lucra sau fără a da ceva în schimb. Sigur, se punea întrebarea cum reușea totuși Platon să acumuleze asemenea bogății. Era el un geniu al răului foarte precoce, dar părea totuși destul de clar că nu ajunsese în acea poziție fără sprijin, inclusiv de la diverse autorități din Moldova. De altfel, multe dintre combinațiile făcute de el erau imposibil de îndeplinit fără ajutorul funcționarilor publici și al judecătorilor. Iar cum aceștia acționau mai mereu în favoarea lui Platon, presa a speculat deci că acesta avea protecția unor factori de decizie puternici, fie de la Chișinău, fie de la Moscova. Oricum, omul nostru a hotărât să intre și în politică, probabil plictisit de atâtea combinații economice de succes. El a fost ales de două ori deputat în Parlamentul din Chișinău în 2009 pe listele partidului Alianța Moldova Noastră sau AMN era unul dintre partidele ce au format Alianța pentru Integrare Europeană, AIE1. Presa a speculat că Platon și-ar fi cumpărat locul pe liste cu un milion de dolari. El a refuzat să nege zvonurile. Poți să vorbești orice, dar cum poți demonstra dacă n-ai văzut? S-a speculat apoi că el ar putea da votul de aur, de care aveau nevoie comuniștii pentru a vota președintele în Parlament în vara lui 2009 n-a fost cazul, omul având de fapt alte interese proprii pe care le urmărea. Pe de o parte, avea imunitate parlamentară asigurată. Pe de altă parte, el reușea să mențină în vigoare chichițele din sistemul juridic care îl ajutau la combinațiile economice chiar prin voturi în Parlament. În 2010, el a fost unul dintre cei trei deputați care a blocat, alături de opoziția comunistă, desființarea instanțelor de judecată economice unul dintre punctele cheie ale sistemului de justiție folosit intens de Platon și alții pentru atacuri Raider. Ca să vă faceți o idee cât de dubioase erau lucrurile în coaliția teoretic pro-europeană de la acel moment, un alt deputat care a blocat acest proiect cheie anticorupție era chiar viitorul procuror general al Moldovei, Alexandru Stoianoglu, care la acel moment era parlamentar din partea partidului lui Plahotniuc. Platon s-a lăsat repede de politică, revenind în 2010 exclusiv la business. Avea treburi mult mai importante de făcut, mai exact să spele vreo 22 de miliarde de dolari între 2010 și 2014 prin băncile din Moldova. Cazul a fost numit de presă Londromatul sau Spălătoria Rusească căci banii veneau din Rusia și erau trimiși via Moldova către Letonia, plecând apoi în diverse offshore-uri și firme din Occident. Platon a fost părintele spiritual și principalul organizator al schemei conform presei. Schema era destul de simplă, dar și destul de originală. Două companii străine, de obicei offshore-uri, fără activitate, încheiau un contract de împrumut fictiv pentru sume enorme de ordinul zecilor sau sutelor de milioane de euro, unde firme rusești și cetățeni moldoveni acționau drept garanți. Împrumutul era unul fals. Nimeni nu avea de gând să-l ofere sau să plătească. Ăsta era primul pas. Apoi, creditorul se ducea la instanțele economice din Moldova cu creanța avută după ce termenul de plată al împrumutului expira. De aia erau implicați cetățeni moldoveni drept garanți pentru ca instanțele de judecată din Moldova să poată judeca toată treaba. Urma apoi decizia judecătorilor, care inevitabil aprobau cererea reclamantului ce obținea un titlu executoriu pentru plata împrumutului. În același timp, băncile din Rusia deschideau conturi firmelor rusești ce acționau ca garanți pentru împrumuturi, unde erau virați banii sub formă de credit pentru plata acelor împrumuturi. Apoi, banii mergeau în conturile unei bănci din Moldova, Moldintcon Bank, controlată tocmai de omul nostru, Platon. La aceeași bancă ajungeau reclamanții din proces cu titlu executoriu. Iar în final se ajungea la situația în care banca lui Platon punea sequestru pe banii depuși de firmele rusești. Apoi banii erau transferați către bănci străine, mai ales din Letonia, dar și alte țări UE, care erau controlate de firmele reclamante. Schema asta mergea ca unsă, iar timp de 5 ani, zeci de milioane de dolari și euro au fost transferați zilnic prin această metodă ingenioasă, ajungând din băncile rusești în conturile băieților deștepți implicați sau asociați în schemă, aflate de obicei în vest sau în offshore-uri. Suma totală era amențitoare, de două ori mai mare decât PIB-ul Moldovei de la acel moment, fiind chiar cea mai mare operațiune de spălare de bani din Europa de Est. Oricum, banii nu stăteau prea mult prin Moldova. Fiind de multe ori transferați în doar 15 minute mai departe, spre destinația finală. O schemă asemănătoare fusese descoperită în 2008 de avocatul rus Sergei Magnitsky, mort ulterior în condiții dubioase în închisorile din Rusia. Atunci fusese folosită o altă bancă din sistemul moldovenesc, iar sumele fusese mult mai mici. Era clar însă că Moldova era un punct cheie de spălare a banilor rusești aceștia profitând de slăbiciunile instituțiilor din Moldova, dar și de cadrul legal favorabil. O piesă cheie în tot angrenajul era Platon, care obținuse controlul printr-un atac rider, cum se face, asupra acestei bănci, moldind con bank, prin care s-au făcut grosul tranzacțiilor anterior începerii schemei londromatului. De altfel, el devenise vicepreședinte al băncii încă din 1994, la doar 21 de anișori. Deși nu apărea direct ca acționar al băncii, iar din 2004 nu a mai avut poziții de management, chiar CEO-ul acesteia din 2020 recunoștea că Platon avea un birou în bancă și controla activitățile. De altfel, el ar fi vândut în 2016 banca ce era deținută prin Interpuș pentru 268 de milioane de lei moldovenești. Banii respectivi au fost puși sub sechestru în dosarul penal în care era cercetat Platon, legat de implicarea în Londromat de abia în ianuarie 2023. Totul în Moldova, râul, ramul, banca, judecătorul, erau deci favorabile acestor combinații făcute de clanuri mafiote și de oligarhii ruși, care scoteau astfel banii din Rusia către Occident. Presa și o parte din mediul politic arăta că nimic nu s-ar fi putut face fără implicarea lui Platon, dar și că acesta avusese probabil sprijinul celor mai importanți oameni din sistemul politic din Moldova inclusiv cei doi vlazi despre care am vorbit, Filat și Plahotniuc. Asta pentru că, pe de o parte, se blocaseră reformele necesare în guvern și parlament pentru a elimina aceste portițe care permiteau respectivele combinații prin intermediul sistemului bancar și judecătoresc. Pe de altă parte, pentru că procurorii moldoveni n-au deschis anchete la acel moment pentru a investiga aceste acuzații, documentate în multiple anchete din presa vremii. Una dintre motivațiile procurorilor era cel puțin hilară. Ei spuneau că nu pot deschide o anchetă în Moldova pentru că ea ar necesita cooperare cu procurorii ruși, care nu răspund la interpelări. De altfel, anchetele penale vor trena legat de acest subiect atât în Rusia cât și în Moldova. La Chișinău, procurorul general Stoia Noglo, fost deputat care vota cot la cot cu Platon legi care perpetuau sistemul corupt din Moldova, era arestat în octombrie 2021. Una dintre acuzații fiind chiar facilitarea acțiunilor lui Platon din schema londromatului. Alta acuzație la adresa lui Stoian Oglo era că el avusese un rol cheie în 2011 în modificarea unor legi financiare. Amendamentul era făcut pentru a permite companiilor străine care aveau conturi blocate în Moldova de autorități pentru spălarea banilor să deblocheze conturile și să transfere banii doar arătând la bancă faptul că făcuseră recurs, contestând în justiție măsura respectivă de suspendarea a tranzacțiilor financiare. Era o piesă cheie din puzzle necesar spălării banilor la scară industrială. Nu există însă deocamdată nicio decizie finală în acest dosar penal, iar Stoia Noglo e de un an jumătate procuror general suspendat, dar și anchetat penal. Platon e și el judecat legat de scrocherie în dosarul Londromat, ancheta începând în august 2021. El fugise însă din Moldova cu o lună înainte, în iulie 2021, ajungând la Londra unde aparent a și cerut azil politic. În iunie 2022 a fost pus și un sechestru pe bunurile sale din Moldova, și în acest caz e încă în fază de judecată în Moldova. În Rusia, lucrurile s-au mișcat ceva mai repede. În februarie 2019, rușii anunțau că o anchetă preliminară arată că Vladimir Plahotniuk și Vyacheslav Platon erau principalii organizatori ai unei grupări criminale internaționale care făcuse operațiunea Londromat între 2013 și 2014. Apoi, în iulie 2022, un grup de bancheri și oameni de afaceri ruși au fost condamnați pentru participarea la operațiunea coordonată în Moldova de Platon și Plahotniuc. Acolo, principalii organizatori ai schemei în Rusia, bancherul Korkin și avocatul Șobolev, au luat fiecare câte 19 ani de închisoare. Au mai fost condamnați și alți funcționari bancari, inclusiv sora lui Platon. Ei au recunoscut vinovăția în dosar și au cooperat cu autoritățile ruse la anchetă, dând inclusiv mărturii detaliate legate de cum a fost organizată spălarea de bani la nivel internațional, inclusiv cum era organizată procedura de transfer zilnic a milioane de euro și dolari din Rusia în Moldova. Pe lângă Platon și Plahotniuk, în comunicările anchetei din Rusia apărea și Renato Usatîi. Toți trei având mandate de arestare și fiind căutați la nivel internațional pentru a fi aduși la judecată în Rusia, încă din toamna lui 2019. De atunci, niciunul dintre ei nu a mai călcat prin Rusia, iar extradarea lor acolo pare improbabilă. Londromatul nu a fost singura operațiune în care Platon și Plahotniuk au cooperat în perioada în care Moldova devenise un stat capturat de oligarhi. În final de 2011, Platon cumpăra de la Plahotniuk un prim pachet de acțiuni de la Victoria Bank, bancă pe care Plaha pusese mâna la rândul lui printr-un atac rider anterior. Ulterior, prin intermediul cumnatului său, Platon devenea principalul acționar al băncii. Prețul plătit de Platon pentru a deveni acționar majoritar a fost de 80 de milioane de dolari. În stilul său clasic, el nega implicarea în cumpărarea băncii, iar când jurnaliștii au prezentat date legate de achizițiile cumnatului său, principalul partener în afaceri, Platon avea o reacție șmecherească. Platon a declarat că e surprins să afle că acest pachet Victoria Bank a fost cumpărat de cunoscutul său Kontievski. Am să-l sun, să-l felicit. Nu era singura dată când Plahotniuk și Platon vor coopera. Asta până când lanțul de iubire dintre ei se va rupe la început de 2014. Presa spunea că Platon ar fi cumpărat de la Plahotniuk și pachete de acțiuni în alte companii, precum compania de asigurări Asito și banca de economii. Erau vremuri excelente pentru Platon, dar și pentru cei din jurul său cu banii obținuți din prăduieli prin intermediul uneia dintre firmele offshore implicate, Platon îi cumpăra soției de la acel moment un Bentley în anul de grație 2012. După câțiva ani, în 2014, Platon a divorțat de respectiva doamnă, stilista moldoveancă Elina Kobaleva. Ea a rămas însă cu Bentley-ul după divorț, mutându-se la Moscova. De altfel, pune pe rețelele de socializare poze cu ea mergând cu 250 la oră cu respectivul bolid. Mesajul E unul de mare angajament. Decolăm! hashtag Eu sunt rachetă, hashtag Gagarin, hashtag să mergem! Vorba poetului: noi aici ne iubim, sus în stelei Gagarin. Revenind la lucrurile ceva mai pământene, în martie 2014, Platon și Plahotniuk au ajuns la cuțite. Iar cum Plaha era deja poate cel mai puternic om din Moldova, Platon a trebuit să fugă din Moldova. A plecat în Ucraina, negând în continuare că ar deține pachete mari de acțiuni la bănci și companii de asigurări din Moldova. El era acuzat de justiția din Moldova de un atac rider asupra băncilor, dar și de tentativa de a cumpăra deputați din Parlament. Lumeți ca de obicei, Platon spunea că știe piața bancară din Moldova doar din pură curiozitate, dar recunoștea conflictul cu Plahotniuk. El continua însă să fie acționar la mai multe bănci din Moldova, pierzând sau vânzând acțiunile de-abia după 2016, când intrase deja în conflict cu oligarhul suprem de la Chișinău. Victoria Bank, spre exemplu, va fi cumpărată în final de Banca Transilvania, împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, de-abia în 2018, când sistemul bancar moldovean își lingea rănile după diversele scandaluri în care fusese implicat. Platon a rămas în Ucraina până în iulie 2016, departe de Plahotniuc. Nu destul de departe, se pare. El va fi arestat într-un mod demonstrativ de serviciile secrete ucrainene în Kiev, după ce la adresa lui se depusese un denunț în Moldova și se trimite o cerere de extradare. Era probabil foarte meșteșugit scrisă de oamenii legii de la Chișinău, încât îi convinsese așa de tare pe ucraineni. Autorul ei era denunțătorul de serviciu în cazuri cheie, unealtă, a lui Plahotniuk și în cazul arestării lui Filat, Ilan Shor. El susținea că Platon îl înșelase în 2004 să îi dea împrumuturi de 800 de milioane de lei moldovenești cam 40 de milioane de dolari, către firmele sale. În acel moment, Shore devenise conducător și acționar cheie la Banca de Economii, cea de unde fusese răluate împrumuturile. Culmea, presa spunea că el cumpărase o parte din acțiunile de la BEM tocmai de la Platon. La fel de ironic era cumva și un semi-autodenunț al lui Shore. Banii respectivi erau parte a acelui miliard furat din băncile din Moldova, iar el cumva contribuise la toată treaba. După doar trei zile de la denunț, Platon era arestat și extradat în Moldova. El a că e de fapt o victimă a conflictului cu Plahotniuc și că sistemul juridic din Moldova acționa la comanda adversarului său, care era de fapt adevăratul organizator al furtului miliardului. Era însă deja prea târziu, iar soarta lui era decisă, la fel ca în cazul lui Filat. Platon spunea că știe nume și sume legate de furtul miliardului, dar nu dădea mai multe detalii și spunea că prietenia dintre el și cuplul Shor Plahotniuk se încheiase înainte să înceapă furtul respectiv. Eu sunt martorul care poate povesti în cele mai mici detalii cine se face vinovat de furt, cum a avut loc, cine beneficiază de bani. Da, recunosc, am prietenit mulți ani cu Shor și am colaborat cu Plahotniuk. De aceea, acum ei mă leagă de furtul din sistemul bancar. Însă mare noroc a fost atunci când în februarie 2014 am decis să plec din Moldova din cauza neînțelegerilor dintre mine și Plahotniuc. Platon a făcut și el un denunț la adresa lui Plahotniuc, la DICOT, în România, acuzându-l de constituirea unui grup criminal organizat și de șantaj. El susținea cumva neverosimil în cadrul acuzațiilor că îi vânduse în decembrie 2011 acțiuni la Victoria Bank, ce fuseseră furate de la Victor și Viorel Țopa, fără ca Platon să știe acest lucru, clamând că fusese un naiv cumpărător de bună credință. Tot Platon susținea că se întâlnise de mai multe ori cu Plahodniuk în 2014 și 2015 în Occident pentru a încerca să aplaneze conflictul cu acesta, cedând în final șantajului său și semnând o serie de documente ce conțineau mărturii false. Dosarul respectiv nu a avut niciun rezultat, dar arăta cum oligarhii moldoveni duceau o viață de lux cu întâlniri în hoteluri de 5 stele din Elveția și Austria, încercând să-și regleze conturile și disputele personale, totul pe banii luați de la moldoveni. Platon a fost condamnat în aprilie 2017 la 18 ani de detenție și confiscarea a 870 de milioane de lei moldovenești. Cam. 46 milioane de dolari. În interviuri ulterioare povestea că a fost ținut izolat în celulă 23 de ore pe zi și că îi fusese interzisă primirea de colete sau scrisori de la cei apropiați. Adăuga că gluma preferată a celor din închisoare era să creeze artistic o fântână arteziană de rahat, la propriu, care plutea apoi prin celula sa. Platon spunea că toate aceste acțiuni de umilire a sa în închisoare erau opera sadicului Plahotniuk, care avea inclusiv camere video instalate în celula unde era închis fostul său partener în afaceri. La fel ca în cazul Filat, nu era neapărat un triumf al justiției, ci mai degrabă o răzbunare a fostului partener, acum dușman de moarte, Plahotniuk. Nu că Platon ar fi fost curat ca lacrima. Vezi multitudinea de dosare penale pe care le are, inclusiv după ce regimul Plahotniuc s-a prăbușit, și faptul că a fugit din țară pentru a evita o nouă arestare. Realitatea tristă era totuși că, pur și simplu, justiția moldovenească ajunsese în acea perioadă un instrument de reglare a conturilor între oligarhi. Platon se victimiza patetic la ieșirea din sala de tribunal. E un circ marca Plahotniuc. Astăzi am fost condamnat, nu doar eu și toată Moldova. Apropo de căderea regimului Plahotniuc, în urma schimbării puterii din Moldova, și Platon a fost eliberat. În cazul lui, procurorul general Stoia Noglo a cerut în iunie 2020 suspendarea executării pedepsei, cerere admisă de judecători. Stoia Noglo spunea că dosarul fusese unul construit pe premise false, la comanda lui Plahotniuc și pe baza unui denunț mincinos al lui Șor. Cumva simbolic, eliberarea s-a făcut pe 15 iunie 2020. Fix! la un an de la fuga lui Plahodniuc. Platon a făcut deci doar 4 din cei 18 ani de închisoare la care fusese condamnat. Cum suntem în Moldova, și această decizie, care repara teoretic o nedreptate comisă anterioră, a avut și ea o dimensiune dubioasă. Astfel, în octombrie 2021, Stoianoglu a fost acuzat de abuz în serviciu pentru această decizie. Procurorii spun că primise 63 de milioane de lei moldovenești mită de la Platon pentru a face cererea care l-a scos pe acesta din pușcărie. Mai mult, soția lui Stoianoglu primise bani printr-o firmă din Ucraina deținută de Platon, unde ea fusese numită beneficiară. Culmea, după eliberare, timp de peste un an, Platon a fost liber să se plimbe prin Moldova, ba chiar să plece din țară. Nu a mai existat nicio măsură pusă de procurori pentru a preveni fuga lui din țară. Bomboana de pe Colivă a fost că el chiar fusese luat în considerare pentru a oferi consultanță procuraturii moldovene pe dosare penale importante legate de jafurile din sistemul bancar. Cum ar veni, hoțul revenea la locul crimei pentru a-i ajuta pe polițiști să găsească făptașii. Pe lângă aceste activități, Platon a reușit să profite de libertate pentru a concepe un copil. Și chestia a creat un scandal în Moldova, dar și o întreagă telenovelă. Asta pentru că mama copilului său e jurnalista TV Natalia Morari, vedeta a postului TV8 pe care îl fondase, care se remarcase prima oară ca lider al protestelor de la Chișinău din aprilie 2009. Ea a aclamat inițial că fiul ei fusese conceput folosind fertilizare în vitro și că tatăl era necunoscut. Copilul s-a născut în aprilie 2021, iar Morari a recunoscut de-abia în septembrie că tatăl e Viaceslav Platon, care fugise deja în Anglia. Ea spunea că fusese șantajată de serviciile secrete din Moldova, care folosiseră această informație legată de faptul că ascundea identitatea reală a tatălui copilului. Postul TV i-a scos emisiunea din grilă, iar multă lume a acuzat-o pe Morari, care îi luase mai multe interviuri lui Platon în acea perioadă și fusese unul dintre cunoscuții critici ai regimului Plahotniuc de ipocrizie. Per total a fost încă o lovitură dată credibilității presei de la Chișinău, care și așa era destul de șifonată, mass media fiind la fel de capturată de oligarhi precum instituțiile statului. Între timp, dosarul în care fusese condamnat în 2016 pe baza denunțului lui Șor a fost rejudecat în 2021, iar la fix un an de la eliberarea din pușcărie, Platon era achitat de acuzațiile legate de implicarea în furtul miliardului. Asta după ce procurorii coordonați de Stoia Noglo renunțau la acuzații. El se prezenta ca o victimă a regimului Plahotniuc, dar uita cu grație să menționeze alte controverse și potențiale infracțiuni cu care era asociat, mai ales furtul miliardului. Până s-a mișcat însă justiția din Moldova să judece alte spețe în care ar fi putut fi acuzat Platon, el a și fugit la Londra în iulie 2021, de unde n-a mai revenit. Era și greu însă să pornească acțiunile împotriva sa, dacă ne gândim totuși că Stoia Noglo, procurorul general al Moldovei, fusese corupt chiar de către Platon. Deci era improbabil să bage cărbunii în vreun dosar penal serios împotriva oligarhului. Platon a fugit din Moldova la doar câteva zile după alegerile parlamentare din 2021, când devenise clar că la putere va veni PAS, partidul susținut de președintele Moldovei Maia Sandu. Părea probabil ca noua putere să schimbe modul de lucru inclusiv în justiție, așa cum s-a și întâmplat. Dovadă fiind arestarea lui Stoia Noglo și îndepărtarea sa din poziția de procuror general. De altfel, Maia Sandu criticase modul rapid în care judecătorii și procurorii îl disculpaseră pe Platon în 2021. Acesta nu a reacționat prea bine la respectivele critici, spunând că însăși Sandu participase la furtul miliardului în perioada cât a fost ministru al educației din partea PLDM, Platon adăuga că trimisese o plângere în România legată de piedicile puse de președintele Sandu, care era și cetățean român, lui Platon în recuperarea averii sequestrate odată cu condamnarea din 2017. Retrospectiv, decizia lui Platon era deci una pe cât de cinică, pe atât de logică. El realizase că urma probabil o nouă arestare și un nou proces. De data asta, deși Platon clama că ar fi o vendetă politică, la fel ca în cazul acțiunilor justiției din perioada Plahotniuk, lucrurile stăteau diferit. Regimul nou ales la Chișinău lăsa de fapt justiția liberă, fără influențe politice. Pentru prima oară, Platon avea șanse să fie judecat și posibil condamnat pe bune pentru faptele pe care le-a comis de-a lungul anilor. De altfel, după fuga sa și îndepărtarea lui Stoianoglu din poziția de procuror general, au început să curgă dosarele penale. A fost deschis un dosar penal pentru preluarea unei alte bănci din sistem, Moldova Agroind Bank, în octombrie 2021, la mai bine de 10 ani de la începutul comiterii faptelor. Acuzațiile erau de escrocherie și spălare de bani. Platon și apropiații săi folosiseră chiar bani obținuți din londromatul rusesc pentru a prelua, cu ajutorul judecătorilor, controlul băncii proces finalizat în 2015 și acest dosar este încă în fază de judecată. În aprilie 2022, un alt dosar major a fost deschis de procurori legat fix de implicarea lui Platon în londromatul rusesc. S-a emis și un mandat de arestare în lipsa lui Platon. Punerea lui Platon sub acuzare pentru spălare de bani fusese amânată de procurori timp de 8 ani de la începutul cercetărilor. În toată această perioadă, procurorii folosiseră diverse motive pentru a justifica faptul că Platon nu e cercetat în dosar. Fie că e dificil să faci comisii rogatorii cu alte țări, fie că e greu să demonstrezi proveniența ilicită a banilor trecuți prin spălătorie, sau că pur și simplu nu sunt probe pentru acuzarea acestuia. Chiar procurorul general Stuianoglu afirmase la final de 2020 că nu ar exista probe împotriva lui Platon în această speță. Culmea e că la percheziții făcute încă din 2012 de procurori la sediul unei firme a lui Platon, Fuseseră găsite ștampile și documente ale firmelor offshore implicate în schemă. În dosar fuseseră reținuți încă din 2016 trei executori judecătorești și 16 judecători care participaseră la schemă. Mulți dintre ei au fost condamnați pentru luarea unor decizii judecătorești contrar legii dar nu și pentru spălare de bani. Mai mult, procurorii din Moldova o scuseseră în mod suspect în 2017 de sub învinuire pe Elena Platon, sora oligarhului, care fusese șefa trezoreriei de la Con Bank și practic asigurase și monitorizase tot fluxul financiar din Rusia spre firmele offshore. Cum spuneam, ea a fost ulterior condamnată în Rusia, unde e momentan închisă, recunoscând acuzațiile. La fel ca în cazul lui Plahotniuc, e puțin probabil ca Platon să mai calce curând prin Moldova și să fie tras la răspundere pentru infracțiunile comise pe acolo. La fel de improbabil pare situația în care vor fi recuperați banii pe care acesta i-a transferat deja în diverse firme offshore pe care le deține. Concluzii Oligarhii ăștia dispar la un moment dat de la putere, așa cum am văzut. Filat a ajuns în pușcărie, Plahotniuc a fugit din țară, Platon a făcut cumva câte puțin din fiecare cele două. Cel mai trist e că după un deceniu în care ei au dominat politica și economia din Moldova, putem trage mai degrabă concluzia că perioada respectivă a fost una a unor mari oportunități pierdute, decât a împlinirii potențialului promis și cerut de protestele de stradă din aprilie 2009, în care tinerii din Chișinău cereau eliminarea de la puterea comuniștilor. Capturarea statului de către oligarhi a servit interesele Rusiei aproape la fel de bine ca și cum ar fi fost la putere partide proruse. În lupta asta dementă pentru putere și bani, cei trei oameni pe care i-am prezentat în clipul de astăzi au deturnat în mare măsură drumul pro-european al Moldovei, dar și perspectivele unei mari părți a moldovenilor de a ieși din sărăcia lucie în care a rămas cufundată țara. Nu e deci de mirare că migrația moldovenilor spre vest a continuat, iar în 2022 Moldova a ajuns să aibă doar 2,6 milioane de locuitori, cu 40% mai puțin decât în 1991 celor din România, le putem reaminti că și la noi au existat politicieni care au încercat să meargă pe urmele lui Plahotniuc, care a încercat să captureze un stat și să conducă fără a avea funcții în mod oficial. Mulți probabil ar da exemplu Dragnea, care a avut o perioadă de dominație asemănătoare cu a lui Plaha până la un punct în politica românească în anii 2017-2019, ce s-a suprapus cumva cu apogeul puterii lui Plahotniuc în Moldova. Sigur, România e o țară mult mai complicată și mai dificil de controlat decât Republica Moldova. Și de data asta, cumva, tentativa respectivă din România nu a ajuns la nivelul atins de plahotniuc. Asta pentru că, vorba aia, efectiv sunt interese ceva mai mari la mijloc. Spre deosebire de situația din România, în Moldova mai era nevoie de contracarat nu doar tendința asta de oligarhizare și autoritarism, ci și de combătut forțele proruse pe față din societate și politică. Iar dinspre Moscova, lupta de clasă se tot ascute. Vezi anunțul președintului moldovean Maia Sandu legat de potențiala tentativă de destabilizare a regimului de la Chișinău de către forțele proruse. Asta e însă tema următoarei părți din poveste cu cozile de topor rusești pe față în acțiune. Culmea, deși ar părea absurd după tot ce am povestit despre Moldova până acum, ultima parte chiar are potențial de happy end. Moldova are șansa unei guvernări pro-europene, care să nu fie însă oligarhică, o dilemă care părea imposibil de rezolvat pentru moldoveni după 30 de ani de independență. Dar despre asta mai multe data viitoare. Mulțumim celor de pe Patreon pentru sprijinul acordat și pentru că sunt și ei parte din povestea asta numită Zaiafet și ne mulțumim și celor de la Veridica din nou, nu uitați să intrați pe site, linkul e în descriere și în primul comentariu.